Bună ziua, dragilor, și bine ați venit sau revenit la un nou podcast Editura Neverland. Mă bucur tare mult să pot să fiu din nou alături de voi și să fiți din nou alături de mine și alături de un invitat foarte drag mie și foarte special pe care m-am străduit să-l aduc aici în fața dumneavoastră. Este vorba despre domnul conferențiar universitar, profesor, doctor în științe economice și doctor inginer în științe tehnice, Aurel Niță. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Sunt bucuroasă că v-am adus aici din mai multe motive. În primul rând pentru că sunteți profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. În al doilea rând pentru că sunteți și inventator. Aveți 10 brevete de invenții cu autor și 8 de inovații, peste 10 cărți publicate și peste 50 de articole științifice și dintre premii se remarcă Premiul Academiei Române, secțiunea științe tehnice, Premiul Aurel Vlaicu și pe lângă toate aceste lucruri extraordinare sunteți și consultant în management de afaceri și consultant spiritual și foarte important, sunteți foarte prezent în tot ceea ce înseamnă comunicare transdisciplinară și practic în comunicarea dincolo de ceea ce se vede. Și aceasta este și tema podcastului nostru de astăzi, anume cum ne contaminează, cum ne încarcă gândul, emoția, trăirea altui om din punct de vedere energetic și emoțional și ce înseamnă practic această comunicare din plan subtil. Înainte de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc și cu martorii publici din spatele camerei de la vedere, dați-mi voie să vă spun, din perspectiva transdisciplinară, mă bucur să ne revedem ca spirite, cu misiuni aparte în această lume și nu întâmplător am început să vorbesc despre acest aspect, misiunea noastră, pentru că dumneavoastră, urmărindu-vă în spațiu public de atât de mult timp, ca realizator de emisiuni, ca moderator, constat cu frumusețea gândului și cu frumusețea privirii că vă atingeți și vă îndepliniți misiunea spirituală așa cu un profesionalism al copilului care iese la suprafață, dar bucuros în trupul de femeie pe care l-ați primit, bucuros că are de împărtășit. Are de împărtășit, spre deosebire de alte persoane, are de împărtășit foarte mult pentru om, pentru omenire, și nu întâmplător mă exprim așa, pentru umanitate. Pentru că nu întâmplător am văzut aceste cărți minunate, da? Iubire versus, dumneavoastră i-a spus, neiubire. În transdisciplinar noi spunem non-iubire, dar este foarte frumos că iubirea ca aspect fundamental al evoluției a cam fost uitată și umbrită de mintea umană. Așadar, vă mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc, dragi spectatori, telespectatori, pentru că sunteți cu noi. Și ca mesaj divin, ca mesaj cristic, aș dori să încep cu acest mesaj. Să nu uităm să ne coagulăm în emoția de iubire și compasiune. Pentru că exact această emoție are de suferit acum, exact acum în această perioadă pământană, telurică, în care timpul are aspecte finite, să nu uităm că în alte dimensiuni, apropo de transdisciplinar și transcendență, să nu uităm că în alte dimensiuni ceea ce se întâmplă aici s-ar putea să nu influențeze Universul, pentru că noi suntem aici prin ceea ce putem influența pentru noi și ne ca spirite. Să nu uităm că este important unde ne ducem după moarte, în ideea că moartea există, dar ideea că o valorizăm, pentru că nu există decât moartea trupului. Iar mai departe, unde mergem după acest eveniment, depinde numai de noi. De aceea am spus că
putem și nu putem să influențăm evoluția universurilor, dar putem cu siguranță să ne schimbăm pe noi înșine. Și schimbându-ne pe noi înșine, ceea ce face și dumneavoastră, îi ajutați prin rodul acestor emisiuni, îi ajutați pe ei să se schimbe, dar dumneavoastră sunteți dovada schimbării dumneavoastră înșivă. Asta am vrut să vă spun. Doamne, cât de frumos! De aceea am vrut atât de mult să vă invit la acest podcast. Și dintr-un anumit punct mă gândeam, Doamne, omul ăsta o să spună, Ana, nu mai suport, nu vin, lasă-mă în pace, mă hărțuiești, nu o să vin la podcast. Deci eu mulțumesc că ați venit. Da. Într-adevăr. Eu vă mulțumesc. Într-adevăr, este fundamental de înțeles și de, cum de, cred, de pus în practică ceea ce tocmai ne-ați spus legat de coagularea în această emoție de iubire. Pentru că am avut ocazia, sau avem ocazia să vedem acum de-a lungul istoriei, popoare, imperii, construcții în planul fizic atât de impozante și atât de importante, care au fost distruse tocmai pentru că a lipsit această iubire și care au fost distruse nu de ură neapărat, ci de lipsa acestui pansament, acestui coagulant universal pe care îl reprezintă energia iubirii. Eu am scris într-adevăr în cărțile mele pe care de-abia aștept să vi le ofer astăzi. Nu cred că v-am dat drumul către noi, calea sufletului. Nu apăruseră. Da, cred că atunci când ne-am întâlnit la emisiune, apăruse doar teza da, mea de doctorat. Doar teza de doctorat. Și felicitări pentru teză. Chiar dacă unii nu pot încă digera o nouă cunoaștere, prin noile cunoștințe care se află în carte. Eu, sincer, vă spun felicitări. A fost un act de curaj, dar și un act specific punctului de inflexiune. Pentru că din ce în ce mai mulți oameni de știință și sunt mulți profesori, mulți cercetători, care se aplacă asupra cunoașterii transcendentale. Și în momentul în care se vine cu argumentație științifică, mult mai ușor sunt convinse celelalte persoane care nu au nivelul de educație sau nivelul de instruire sau de pregătire necesar pentru transdisciplinaritate și pentru transcendență. Oricum, eu vă felicit. Nu oricine. Cred că este prima teză de doctorat da. Care și-a propus să vorbească despre evoluția spiritismului în România. Și cred că nu numai. Cred că ați avut, din câte mi-aduc eu aminte, da. Ați avut referiri și din alte culturi. Așa este și în Statele Unite, în Franța. Dar totuși rămân surprins cum v-ați descurcat cu partea de documentare, nu-i spun cercetare. Partea de documentare, cum v-ați descurcat? Pentru că de-abia după aceea am văzut că ați făcut cercetare aplicativă. Da. A fost cumplit. A fost foarte greu. Oricum. Dar a fost și cumva tot ceea ce am descoperit în timpul tezei de doctorat m-a făcut să-mi dau seama cât de mult vreau să fiu unde sunt acum. Adică am înțeles de ce trebuie să fiu astăzi aici și că toată această cunoaștere, care ar putea fi denumită academică sau științifică, da. De fapt e cunoașterea propriului suflet. Și de fapt e descoperirea motivului existenței tale în sine. Oh, și ce frumos a spus! E eliberator, vindecător. Da. Aș vrea să adaug ceva pentru telespectatorii noștri. Întotdeauna să nu ne creadă nimeni pe cuvânt. Uh-huh. Pentru că sunt experiențele noastre proprii, sunt experiențele mele, experiențele dumneavoastră. Cunoașterea de sine este obligatorie în această viață. În caz contrar, bunica mea, bunicii mei aveau o vorbă, maică, să nu faci degeaba umbră pământului. Uh-huh. Dar experiențele noastre pot să ajute și pe ceilalți. Așa. Noi suntem cei care încercăm să ne descoperim pe noi înșine. Poate mai devreme, poate mai târziu, dumneavoastră ați început procesul de la tinerețe, însă oricum odată intrat pe calea de evoluție spirituală, calea de întoarcere nu mai este. Nu mai este pentru că această cunoaștere mentală în dualism, prin minte, este bună și foarte bună, dar este tot o cunoaștere de tip dual. Și nu degeaba și mari duhovnici ai României și dragul de părinte Cleopa și Arsenie Boca, de curând m-am întors de la dragul de Iustin Pârvu, de la mănăstirea Petru Vodă, să nu mai vorbesc de Arsenie Papacioc. Ei bine, nu degeaba
toți au spus același lucru și am găsit acest lucru și în mănăstirile budiste din Nepal și în templele hinduse din India. Toți spun același lucru. Coboară-ți mintea în inimă. Adică, apropo de toxicitatea gândurilor, mă rog, este un termen pe care eu evit să-l folosesc, dar am văzut că deja s-a încetățenit. Gânduri toxice, relații toxice. În momentul în care le spunem toxice, deja am pus deja stigmatul. Eu le-am spune relații în care învățăm dualism și cum să ieșim din dualism. Eu le-am spune mintea umană și mintea care operează în dualism și cum se iasă din dualism pe calea păcii, echilibrului și armoniei. Scopul să fie acesta. Știți, e ceva deosebit apropo de trăirile dumneavoastră suflete și apropo de evoluția spiritului dumneavoastră. Și vreau să mai spun ceva telespectatorilor, să știți că din ce în ce mai multe spirite se nasc în România, în mod special, dar și în alte culturi și în alte religii care cred într-un Dumnezeu și sunt spirite de lumină. Evident că atunci pământul poate fi văzut ca o școală a învățării spirituale, poate cea mai avansată planetă și poate printre cele mai avansate școli de cunoaștere din acest univers, dar și din alte universuri. Și dualismul acesta, observați că este foarte interesant cum se manifestă și cum influențează mentalul colectiv. Când suntem în vibrație joasă, când în vibrație înaltă, dar oricum evoluția este ciclică. Și oricum evoluția ciclică ne ajută foarte mult în a identifica pe ce pantă suntem, ascendentă a emoției de iubire și compasiune sau descendentă a emoțiilor bazate pe frică, cum le spun eu, frici. E foarte interesant. Este un fel de ajutor din experiența mea. Am primit și eu ajutare și l-avem tot timpul și m-a pasionat cercetarea nevăzutului. Adică așa, ca orice om de știință. Pentru că orice om de știință dorește mai mult să se joace cu acest dualism cunoscut, necunoscut. Și v-ați întâlnit cu acest necunoscut și nevăzut în laborator? În mijloace tehnice, științifice? Orice om de știință se întâlnește cu așa ceva. În orice laborator, când eram tânăr asistent universitar sau șef lucrări în Politehnică, fără să vrem, observăm un proces, inițierea unui proces, evoluția, observăm metamorfozele evenimentului. Suntem în necunoscut, nu știm cum se va termina, dar dacă avem un obiectiv de cunoaștere, atunci, într-adevăr, constatăm că începem o cercetare în necunoscut. Dacă o finalizăm cu succes, necunoscutul îl aducem și îl îmbrăcăm în cunoscut. Cunoscutul este oferit mai departe, nu cum fac astăzi unii oameni de știință sau unele institute de cercetări de științifice, mai mult sau mai puțin secrete, da? Și este oferit, dar este oferit pentru evoluția nediscriminatorie a întregii umanități pe planetă. Apropo de necunoscut, în momentul în care ne facem cercetări și vrem să intrăm în necunoscut, nu este de joacă. Nu poți intra în necunoscut, cum să vă spun, cu buldozerul, cu armele distructive ale umanității de astăzi, cu tehnologiile distructive. Numai că astăzi tehnologiile nevăzutului, tehnologie de tip energovibrațional informațional, sunt aplicate în primul și în primul rând în scop distructiv. Este de fapt aspectul negativ al dualismului. Și este, cum se spune, este momentul lecțiilor pe care le avem noi de primit. Dar, practic, așa avansăm. Haideți să ne luăm pe noi înșine. Până când noi nu ne cunoaștem pe noi. Eu cred că m-am născut, da? Am acest trup. Dar eu nu știu încă să-l gestionez. Și începe să ne gestionăm acest trup întâi și întâi în cadrul familiei. Uneori familiile ne ajută, alteori ne încurcă. Dar pe termen mediu și lung, întotdeauna ne ajută. Aici este aspectul subtil al dualismului. Adică, unele spirite au șansa divină, vedeți că nu spun noroc.
au șansa divină a unor familii deosebite, pline de pace, armonie, încredere, iar alte spirite, alți copii, au neșansa unor altfel de familii. Problema este că în momentul în care ne-am născut, noi nu avem ego. Apropo de această carte minunată a dumneavoastră, îmi dați voi pe care, ca și titlul, da, iubesc această carte. Știți, o travă a iubirii sau egoul o travă a iubirii sau o travă a iubirii cratimă egoul sau o travă a iubirii egoul. Cuvântul cheie ego este fundamental și esențial. Ar trebui să se predea începând cu clasele primare, începând cu liceu și mai ales în orice tip de facultate să se predea lecții despre ego. De exemplu, de ce nu managementul egoului sau de ce nu dezvoltarea intuiției. Însă atrag atenția și asupra telespectatorilor acum că există o avalanșă și o tendință de dezvoltare exponențială a acestor cursuri de dezvoltare personală care sunt bune și foarte bune, dar sunt și extrem de periculoase. Pentru că am remarcat că informațiile care se predau acolo sunt informații din cărți, nu au aspect fundamentat practic. Știți? Și nu se știe cel care predă, dacă predă din cărți sau din propria experiență, dar propria experiență este una, pentru că și ea este percepută cu mintea, tot în dualism, da? Și cât timp nu predai din suflet și din evoluția ta spirituală, cu părere de rău, acolo se petrece manipulare. Da. Și este o manipulare cu scopuri atât de subtile, atât de ascunse, încât îți dai seama de manipularea aceasta, nu vreau să spun murdară, dar această manipulare umbrită, îți dai seama exact după ce tu o pățești în viață. Trăim într-o societate în care nivelurile sociale, clasele sociale, sunt asmuțite una împotriva celelalte, într-o societate în care nu mai știi care sistem de valori este bun și curat. Mai apărem eu, dumneavoastră, că și noi suntem, hai să nu spun pe care de dispariție, încercăm și noi să ne multiplicăm prin ceea ce faceți dumneavoastră. Adică constat că emoțiile fundamentale de tip dual, iubire și necondiționată și compasie, deși a spune iubire necondiționată, este așa poate un fel de tautologie. Adevărat. Pentru că în momentul în care iubești... Nu ai cum să fii condiționat sau să rămâi. Exact. Și atunci eu, de exemplu, fac o diferențiere foarte clară. Dragoste plus necondiționare egal iubire. Frumos. Ca să facem așa o diferențiere subtilă între dragoste și iubire. Și suntem printre puține popoare din lume care avem această diferențiere, dragoste și iubire. Alte culturi nu au așa ceva. Așa este. Și atunci apare această frumoasă necondiționare. Iubire, hai să spunem necondiționată, deși forțăm și îmi cer scuze în fața telespectatorilor, iubire plus compasiune. Uh-huh. Vorbeam despre ego și ați vorbit un pic mai devreme despre acest aspect și revenim la momentul nașterii. Când ne naștem, noi nu avem ego. Și atunci o să apelez la metoda comparației și a separării. Dacă Buddha și-a pus problema, dragul de prinț Siddhartha, mă refer la aspectul intercultural acum. Și după aceea putem să dăm exemple și de la noi din creștinismul nostru ortodox, pentru că sunt aceleași pilde, aceleași exemple, a se vedea filocaliile. Acum le-am descoperit și eu și încep și eu să le citesc, având în vedere, evident, un element feminin care întotdeauna te ajută și nu te încurcă. Și o să revin. În momentul în care naștem, n-avem ego, rădăcinile științifice ale ramurii psihologiei se află în budism. Pentru că Buddha și-a pus problema, dacă ne naștem fericiți și noi când suntem atâtica,
dacă ne naștem fericiți și apoi suntem copiluți și ne bucurăm de orice și avem ochii aceia, ochii de copil, care încă n-au puterea de focalizare, pentru ei, ei operează doar în iubire. Și iubirea pentru ei este un joc de lumini, ulterior învață să depisteze, ulterior li se adaugă culori, pentru că omul a ținut să boteze culorile. A simțit nevoia să boteze culori, a simțit nevoia să boteze cor de femeie, cor de bărbat, cor de gâză. E bine, ulterior, pe măsură ce omul primește o cunoaștere umană conform minții umane, începe să apară ego-ul. Pentru că ego-ul apare datorită lipsei legăturii cu divinitatea. Și ne aflăm într-o situație în care astăzi aproape și o trăim mai ales în neamul românesc, dar nu numai la nivel mondial, în care oamenii de știință sau oamenii cu notorietate, să nu sunt oamenii de știință autentici, vor să le elimine pe Dumnezeu din ecuație. Și găsesc tot felul de modele matematice, modele ale diferitelor care primesc premii autentificate, cercetări științifice fundamentale. Eu vreau să vă spun doar atâta. Cu mult respect față de toți oamenii de știință și cu mult respect față de toți laurații premiului Nobel, adevărații laurații al premiului Nobel, de rădăcină, l-a avut pe Dumnezeu în ecuație. Restul este percepție a gândirii gândirologice, a gândirologiei prin mintea umană. Pentru că niciodată, dar absolut niciodată, nu cred că un instrument de măsură, nu cred că folosind măsuranți, apropo de măsurandul din activitatea tehnică de cercetare, nu cred că totuși cu instrumentele și tehnologie de astăzi poți măsura infinitul din necunoscut. Sunt modele ale minții umane care vor să scaneze și să scruteze necunoscutul. Și mai descoperim câte ceva. Și constatăm că în momentul în care apare o descoperire cu impact mai mare sau mai mic, spunem descoperire fundamentală, da? Constatăm că în acel moment aceste descoperiri repede sunt furate sau exploatate de diferite state, națiuni și revin la ideea dumneavoastră. Întrebarea fundamentală este de ce marile imperii din evoluția umanității din ultimii 2000 sau din ultimii 6000 sau din ultimii 10000 de ani, de ce marile imperii care s-au dezvoltat foarte mult, Imperiul Otoman, absolut marile imperii, astăzi avem de ce marile state care domină economic și influențează lumea, că e un termen la modă, globalismul, globalizarea, da? Un nou ism. Înainte vorbeam despre islamism, creștinism, taoism, daoism, izme care cred într-un unic Dumnezeu și cred în emoția de iubire și compasiune, iar alte vorbim despre globalism, un alt ism în care nu se mai dorește să se vorbească despre Dumnezeu, despre mari fondatori, mari creatori de religii, începând cu Isus, Buddha, da? Trinitatea Sfântă, Brahma, Vishnu, Shiva, Trinitatea noastră Sfântă, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. E bine, de ce în globalism se produce transferul de informații, transferul de valori din alte culturi și avem de-a face cu export de valori și export culturare care produc breșe în mentalul colectiv. Și oamenii rămân fără punct de sprijin, pentru că ele au evoluat prin niște tradiții, prin niște obiceiuri, într-o cultură, într-o religie în care s-a născut și dacă acolo a fost emoția de iubire și compasiune, de ce trebuie să vină cineva și să aspecteze un dualism care este consacrat și în acest dualism să te oblige, să te forțeze să primești modele din alte culturi, din alte spații. Isus, Buddha, profetul Mohamed, luați și citiți Coranul. Deci toți vorbesc despre iubire și compasiune.
În Coran se vorbește despre Iisus. Și lumea nu vrea să vadă că în toate religiile și toate culturile avem ceva comun, avem liantul. Nu spun tencuiara dintr-o casă, din cărămidă, dar avem liantul. Peste tot avem aceeași principii. Că se numesc yin yang, că se numesc energii feminine și cea mai înălțătoare energie feminină, care ajută evoluția tuturor, nediscriminatoriu. Ca să avem de-a face cu discriminare pozitivă și discriminare negativă. Vorbim de Maica Domnului, vorbim de Fecioara Maria. Chinezii o numesc Guanin. La budiști am descoperit-o pe Tara, cu aspecte deosebite. Tara albă, Tara verde. Tara cu aspectele minunate ale energiilor feminine ale Maicii Domnului. Ei bine, sunt entități, hai să le numim entități, hai să le numim spirite atât de evoluate, care cândva au avut și ele experiența unui corp fizic. Așa este. Cândva. Dar aceste spirite foarte evoluate, cu energii consacrate de tip feminin sau masculin, cu energii consacrate de tip yin sau yang, sau un corespondent în cele două emisfere, masculină și feminină, sau în emisfera logico-rațională și emisfera emoțional-afectivă. Ei bine, aceste energii și entități au la nivel principial, au în noi înșine un model splendid al lui Dumnezeu. Iar foarte mulți astăzi vor să folosească globalismul uitând de Dumnezeu și nu vor să ne mai spună nimic despre, să ne răspundă la întrebările fundamentale. De unde venim noi? Cine sunt eu cu adevărat? Care e misiunea mea? Am vorbit la începutul emisiunii despre misiunea dumneavoastră ca spirit. Care este misiunea noastră? Avem, unii numesc maestri ascensionali, eu îi numesc mari spirite care au completat reciproc religiile în diferite spații geografice, telurice, și s-au completat reciproc și toate religiile care vorbesc despre iubire și compasiune trebuie venerate. Foarte important, tot ceea ce ați spus este așa un tablou care include, aș spune eu, mai multe perspective din mai multe credințe fragmentate și cumva e acel fir roșu care le leagă pe toate frumos și ne dă adevărata perspectivă și asupra noastră și asupra acestui univers atât de, în limba engleză îi spunem responsive universe, atât de, cum să-i spun, comunicator, corespondent, sensibil la ceea ce noi emitem. Și aș adăuga la ceea ce ați spus că, da, iubirea și compasiunea, și aș merge mai departe, compasiunea prin iubire și iubirea prin compasiune, sunt prezente, într-adevăr, în toate credințele religioase care, pe baza cărora ne-am fundamentat și ne-am creat societăți, sisteme de gândire, sisteme de principii, și aș spune că tot ceea ce este susținut de aceste sisteme de credință, în care este prezent acest Dumnezeu, denumit de fiecare cum dorește, totul este susținut de fizica cuantică. Deci totul poate fi demonstrat de la felul în care o particulă se comportă în laborator, până la faptul că eu simt că cineva se gândește la mine sau că eu simt energia unei persoane când intru în cameră, totul este aș spune eu, dualism eliberat de propria esență, pentru că avem două laturi, dar care nu sunt în opoziție, respectiv religia și știința, și ele sunt două aspecte ale aceluiași principiu și eu, ca ființă umană, întrupez aceste aspecte. Oh, ce frumos l-ați completat. Aceste două aspecte se completează frumos și ne mai aduc încă un argument deductiv și chiar inductiv, încă un argument asupra căruia putem să discutăm foarte mult. Noi, românii, și nu numai și alte popoare, și rușii, noi am trăit și am văzut ce a însemnat să trecem religia în umbră. Pentru că noi am avut acest experiment. Extraordinar de bine. Exact. Ori noi, uitați-vă, românii, și nu numai, întreg fostul CAER, noi am fost forțați să ascundem religia. În România însă nu s-a întâmplat acest lucru. În România, tatăl meu a fost militar.
când veneau Paște, când veneau sărbătorile deosebite, Paștele, Crăciunul, da, se îmbrăca în civil și mergea la biserică. Și făcea în așa fel încât a spus, eu stau separat, că e bine să stau separat, să nu vă implic și pe voi. Mergeam împreună, dar unor stătea, poate la o distanță de un metru, doi metri mai mare. Deci să știți că în România religia n-a fost atât de oropsită cum a fost în Rusia. În Rusia a fost foarte oropsită pentru că acolo s-au închis bisericile. La noi nu s-au închis. Cel mult au mai fost translatate un pic. 10-20 de metri. A mai fost construit un bloc fix, da, lângă biserică. Exact. Adică, dar totuși, noi am experimentat așa ceva. Alte țări, alte culturi, pur și simplu constat, alte neamuri, că nu pot spune că unele popoare încă se formează astăzi, alte state, constat cu surprindere că au eliminat din sistemul de valori moralitatea. Și din păcate, eliminând moralitatea, atunci și religia a trecut într-un con de umbră. Repet, mă refer la religiile monoteiste care cred într-un unic Dumnezeu și le definesc prin centrul, prin esența religiilor, iubirea și compasiunea. Extraordinar de bine și aș vrea să mai să pun un punct micuț pe i legat de ce ați spus. Ați zis că au eliminat moralitatea și ca urmare și religia. Îmi place și vreau să punctez asta că întotdeauna vorbim de moralitate, de compasiune, de iubire și apoi vorbim de translatarea lor și punerea lor într-un sistem de credință. Deci mai întâi ca eu să cred, ca eu să oficializez, să legalizez un sistem de credință, un sistem de credință religios, eu în primă instanță am nevoie să am chintesența. Și chintesența este întotdeauna în iubire, în adevăr, în moralitate. Tocmai de aceea, când e prea multă dogmă, îmi sufocă credința. Când uit de credința adevărată, pentru că dacă scot din orice sistem religios moralitatea și iubirea, ideile respective nu mai au nicio valoare. Da, pentru că în acest moment se resetează modul de a gândi. Modul de a gândi al unui individ dintr-un trib din Australia, de exemplu, sau unui trib din Amazon. Setul, modul de a gândi, sau dacă doriți softul, ca să apelez la o analogie, nu la comparație, hardul unui laptop și softul. Softul acelui individ este un soft care se dezvoltă și se autosusține dintr-un mental colectiv. Dintr-un mental colectiv al unui trib, primul mental colectiv al nostru ca individ este familia. Dacă din familie nu avem foarte bine definite aceste valori, valori morale, atunci individul consideră că este moral să ies afară în stradă, să-l bat pe copilul de pe stradă, să fur sacoșa cu, sau portofelul cu bani, pentru că asta a fost educația din primul grup care i-a influențat modul de a gândi. E, aici este deja pe termen mediu din perspectivă managerială, pe termen mediu așa se acaparează noile popoare și așa se dezvoltă și dispar granițele fizice actuale printr-un subtil care te învăluie. Adică scoatem din softul mental, scoatem moralitatea. Scoțând valorile morale, atunci ce rămâne în creier? Rămâne o credință care nu este ancorată în ceea ce spunea dragul de Iisus, în ceea ce spunea dragul de Buddha, nu mai este ancorată în iubire și în compasiune. El, copiluțul, ce a învățat? A învățat că trebuie să dea cu bâta sau cu gheoaga în vecinul din stânga sau din dreapta. Ca să-și facă un loc în această lume necruțătoare. Exact, ca să-și facă un loc unde? Într-o societate, într-un social în care el trebuie să supraviețuiască, vorbeam un pic despre supraviețuire și cât de greu este unei femei să supraviețuiască în ziua de astăzi într-o societate de consum. Adevărat. Pentru că acest aspect o forțează într-un timp pe femeie
să își inhibe energiile feminine și vibrațiile feminine de iubire și compasiune pe care femeia le are din plin, pentru că este rolul și misiunea femeii, rolul spiritual al femeii într-o astfel de societate, o forțează să-și dezvolte masculinitatea, pentru că e forțată să se adapteze. Ei, cât timp nu o să spunem, nu o să spunem clar lucrurilor pe nume, atenție, orice tip de educație care nu se bazează pe valorile moral creștine sau valorile morale fundamentate pe iubire și compasiune, orice tip de astfel de educație este periculoasă, pentru că peste 20, 30 și noi avem deja vreo 30 ceva de ani după 1989, peste 20, 30 de ani, ea distruge forța de coagulare și identitatea de neam, identitatea statală sau identitatea tribală sau identitatea primei familii care ne-a dat un minimum de educație. Așa apare ego-ul, pentru că mintea noastră când începe să gândească, vine cu un soft, dar pe hardul acesta, pe creierul tangibil. Adică chiar și pentru telespectatorul, care sunt foarte simple, nu discutăm despre ceva acum care este foarte secret, nici când. Un laptop funcționează bine dacă îi încărcăm un soft. Apelăm la analogie. Un spirit întrupat funcționează bine dacă din familie primește educația aleasă centrată pe valorile morale. Și pentru că m-am născut într-o religie creștin-ortodoxă, evident că pentru mine valorile morale creștin-ortodoxe centrate pe toleranță și pe, în această religie a iubirii, evident că aceste valori pentru mine mi-asigură sănătatea softului. În momentul în care softul este virusat, nu mai merge laptopul. În momentul în care softul este virusat, foarte ușor dezbini. Se numește separare prin dezbinare educațională. Este cam ceea ce se întâmplă astăzi ca fenomen la generația tânără. Generația tânără prea, și lucrurile sunt cunoscute de oameni de știință, mari sociologi, psihologi, nu mai vorbesc de mari decidenți în structurile militare ale diferitelor armate. Apropo de psihologia maselor, pentru că noi știm acum că în structurile alianței din care facem și noi parte, că este alianță politico-economică, UE, că este alianță politico-militară, NATO, știm foarte bine că se acordă un deosebit respect comunicării. E bine, există comandantul de comunicare cam peste tot, în toate aceste alianțe. E bine, omul acesta de comunicare poate să facă minuni, dar el operează tot în dualism, dar poate să și distrugă. Și atunci se întâmplă ceva foarte interesant. Softul în unui individ poate fi parazitat în momentul în care forțat sau pas cu pas, în subtil, îi distrugi valorile morale. Mergem un pic mai departe să vedeți și este interesant ca mecanism. Morala creștină este o morală care nu dă greș și care asigură pacea și echilibrul societal. Dar în momentul în care se vine din altă parte a unor astfel de alianțe sau chiar din interiorul alianței, se încearcă să se introducă un alt soft. Ba de curând am auzit o distinsă primăriță de altă origine de la noi, de la sectorul 1, care spunea foarte interesant, dar voi românii de ce credeți atât de mult în religie? Că noi de mult nu mai credem. Ok, o să vă rog frumos să îmi dați voie să spun, nu veniți să schimbați un sistem de valori centrat pe moralitate, pentru că nu reușiți decât pe termen scurt și mediu. Istoria universală a popoarelor și civilizației a arătat că toate imperiile, începând cu otoman, roman, toate la un moment dat, când au exploatat alte trupuri, alte corpuri fizice, când au exploatat alte tradiții, mai devreme sau mai târziu, au dispărut din evoluție. Și s-au autodistrus. Evident. Și s-a întâmplat prăbușirea din interior. Asta e, da. Nu din exterior. Din exterior au fost doar semnalele acelea de, cum se văzut, a venit vremea. Este foarte adevărat că mai bine ne-am educat copiii că totul se schimbă. Problema este, se schimbă în bine sau se schimbă în mai puțin bine sau în rău? Și am cercetat acest mecanism.
pe varianta sociologică, diferențiala semantică a lui Charles Osgood, să văd cum funcționează aceste valori. Bine, rău, cald, rece, înalt, scurt, cum funcționează acest dualism. În știința filologiei am găsit, evident, cuvântul cheie antonime. În filozofie, cele două contrarii. Cu cât gândim la mai mult, discuția pornind de la fizica cuantică, cu cât gândim mai mult, cu atât de fiecare dată, oamenii de știință vor pune nume și vor găsi denumiri asupra necunoscutului. Denumirile acelea pot... Îngrădesc pe necunoscut. Exact. Pentru că dintr-o conștiință umană nu poți avea... Dumnezeu nu-ți dă voie la necunoscut, nu dă voie să acceadă necunoscut, nu dă voie un individ răzbunător care operează în frici, în invidie, în ură, în gelozie. Nu ai cum să ai accesa. Ai acces prin ce? Printr-o gândire logică-rațională, printr-un soft bazat pe tehnologii, dar tehnologiile nu au suflet. În momentul în care, dacă s-ar preda știința sufletului, pentru că este o știință a sufletului, dacă s-ar preda evoluția spirituală, dacă s-ar preda foarte frumos intuiția și cum se dezvoltă intuiția, atunci toți divizia ar evolua curat și frumos. Eu înainte de 89 mergeam pe stradă cu mașina și nu vedeam pe nimeni care să deschidă ușa de la mașină și să arunce scrumiera sau ambalajul de la o prăjitură cu conservanți. Nu. Acum merg pe stradă și unde merg, constat surprins că democrația este aplicată foarte greșit. În esență, democrația este un ideal. Umanitatea încă nu și-a găsit calea perfectă de evoluție. Din contră, astăzi umanitatea la nivel global, sub pălăria nou globalism, acest nou ism, umanitatea produce ravagii planetei. Asta este situația. Avem poluare în toate dimensiunile. Poluare pe corpul fizic, poluare pe corpul mental, prin schimbarea valorilor și modificarea credințelor. Avem poluare pe corpul emoțional. Putem să ne oprim puțin să vorbim despre această poluare pe corpul mental și pe corpul emoțional? Cum să nu? Și să punctăm puțin această dimensiune. Eu, mi se pare că am avut în trecut chiar o emisiune despre corpurile subtile. Da. Și despre ce se întâmplă la... Felicitări pentru acest curaj, care pentru mine nu mai este curaj de câțiva zeci de ani. Dintr-un anumit punct am înțeles că dacă eu am simțit ceva cu sufletul meu, dacă am înțeles ceva cu mintea mea și dacă am trăit ceva cu experiența mea și aș susține altceva, ar fi o minciună și față de mine și față de ceilalți. Da, pentru că apare conflictul interior. Da. Conflictul identitar. Mintea gândește ceva, sufletul simte altceva și apoi în totul dumneavoastră, trup, minte, spirit, suflet, da, se produce conflictul interior. Da. Mă scuzați, v-am întrebat. Da, e foarte adevărat. Și mi-am dat seama că nu pot să trăiesc cu acest conflict interior, că pot să trăiesc cu dezaprobarea sau revolta oamenilor care, să spunem, mă contrazic sau nu sunt de acord cu ce zic eu, dar nu pot să trăiesc cu mine știind că am descoperit ceva esențial și nu l-am împărtășit. Și în acea emisiune despre corpurile subtile, în care am prezentat cumva cam care sunt informațiile de la, nu știu, credința vedică până la Amit Goswami, care explică cuantic cum sunt alcătuite corpurile subtile, se vorbea despre cum se așează ceea ce noi numim gând, ceea ce noi simțim drept emoție, în corpul subtil, cum interacționează această informație de la nivel subtil cu acest corp fizic al nostru și cum, practic, extrapolând, destinul nostru, karma noastră, viața noastră, ajunge să fie o reflectare a ceea ce se petrece pe corpurile subtile. Domeniul este fascinat. În unele cărți se vorbește despre formă gând. În alte cărți se spune foarte clar, gândul este o undă energetică. Intrăm în paradigma creștin-ortodoxă. În acatistul Sfântului Duh, pe care puțin preoți îl recomandă, din păcate, se vorbește despre unda energetică. Adică
de curând o distinsă prietenă și dar nu mi-a vorbit foarte mult, v-am spus, eu acum am început, de-abia aștept să am timpul necesar să încep să citesc din Filocalii, dacă nu mă înșel, Sfântul Maxim Mărturisitor vorbea despre energii și energii necreate. Energii necreate. Foarte frumos vorbesc hindușii despre vid, despre goleșteți mintea, budiștii la fel. Ei merg foarte mult pe meditație și pe resetarea minții prin meditație. Noi mergem foarte mult pe rugăciune, dar în treptele rugăciunii există și contemplarea, adică meditația în natură. Adevărat. Nu este nimic separat. Nu este. Doar că ei pe un sistem al lor de credințe și un sistem al lor, un sistem al softurilor individuale și sociale, au avut un pionier care a ajutat mentalul colectiv să evolueze în acea, să spunem, supă cosmică. Supă care avea ingredientele în acel spațiu geografic. Noi am evoluat într-o supă a evoluției în care noi l-am avut ca pionier pe această planetă pe dragul de Iisus Hristos. Lucrurile sunt... Deci nu există separare. Există doar spirit care evoluează într-un corp fizic, într-un corp fizic care întotdeauna prin naștere căruia îi se atașează de jur împrejurul lui nostru, se atașează împrejurul nostru, îi se atașează ca într-un ovoid câmpurile energetice despre care vorbeați dumneavoastră. Câmpuri energetice care sunt pe niveluri vibraționale, pentru a explica mai bine, e bine să le vedem separat, dar ele funcționează simultan, concomitent și se întrepătrund. Dar e bine să le vedem separat. De aceea am spus, atenție că sunt multe cursuri despre dezvoltare personală. Sunt mulți indivizi și bărbați și femei care vorbesc despre feminitate și despre cum să-ți atingi fericirea. Dar ei, dragii de ei, sunt divorțați. Dar experiențele lor nu sunt experiențe de pace, echilibru și armonie. Știți, la un moment dat un mare maestru iluminat mi-a spus, atenție, profesor, adevăratul tău doctorat este doctorat în evoluție spirituală. Corect. Și trebuie să știi pentru asta ce maestru îți alegi în viață. Și mi-a spus, atenție, cel mai greu este pentru cineva să-și aleagă maestru autentic. Pentru că lumea este plină, dar l-am găsit în Biblie, proroci falși. Noi ne aflăm acum pe planetă exact în această situație. Apar foarte mulți proroci falși. Apar foarte mulți care spun, veniți la mine, nu mai mergeți la biserică. Eu nu spun nici să meargă, nici să nu meargă. Eu spun să se ducă unde, atenție, își simt, cum a spus și dumneavoastră, își simt ca scop. L-au conștientizat pacea, echilibru, fericirea și armonia și dacă s-au născut în religia creștină ortodoxă să fie bucuroși să respecte botezul. Pentru că vorbeam de taine. Tainele țin de necunoscut. Dacă vrei să rămâi în ignoranță, nu te interesează tainele. Dacă vrei să rămâi în ignoranță, nu te interesează brevetul de invenție. Dacă vrei să rămâi în ignoranță, rămâi doar cu o funcție managerială, director, ministru, ce vrei. Da, ești un practician, vrei să conduci, dar niciodată nu o să poți conduce cât timp nu-ți cunoști ego-ul. I-am întrebat pe masteranzii mei, ok, te voi ajuta, îți predau comunicare, tate ce, vreau să ajung ministru. E în regulă. Dar spune și mie, minimum 3 obiective ale tale ca ministru. Și tac din gură. Și nu că m-am săturat, nu vedeți că este minciună și corupție. M-am săturat de această țară. Cum ai de gând să schimbi tu? Exact. Păi cum poți tu să schimbi când ai un ego mare? Tu nu-ți cunoști ego, nu știi cine ești, tu vrei să schimbi, dar nu ai instrumente, nici argumente, nici emoțional-afective, nici deductive, nici logico-raționale, nu ai argumentația necesară pentru că tu nu ai evoluat. Ei bine, știți ce s-a întâmplat cu educația noastră? Știți ce s-a întâmplat cu legile noastre de am ajuns noi ca țară în acest impas al nemulțumirilor? S-a schimbat o lege și s-a dat voie prin lege, au scos o clauză, vechimea în muncă sau experiența în domeniu.
Oricine a devenit dintr-o dată șef serviciu sau manager sau chiar primar, da? Sau, și lucrurile sunt foarte clare. A se vedea, de exemplu, statutul funcționarului public. S-au eliminat la un moment dat criteriile să aibă minimum 10 sau 15 ani de domeniu în muncă. Uitați-vă la primari, uitați-vă la miniștri. El este pus ministru, a terminat Universitatea de Agronomie și este pus ministru la comunicații. Dacă vrei să pui un ministru bun, cu abilități foarte bune, uită-te în CV-ul lui, vezi ce performanță a obținut în domeniul științific în care el s-a dezvoltat. Dacă a obținut acolo performanța, asta nu înseamnă că nu poate obține performanță și în altă ramură științifică sau în alt domeniu de activitate, conform cod CAIAND. Poate să obțină, dar vezi dacă are abilități manageriale. Dar vezi, i-aș da un exemplu. Eram în deșert și vorbeam cu șeful unui trib de beduini. Și am rămas așa foarte plăcut, impresionat. L-am întrebat, da, dumneavoastră, de ce a spus stagul verde în mijlocul tribului? Și s-a uitat așa și a zis, păi pentru noi știam că o să veniți. Nu mă întrebați de unde știa, că a trebuit să facem cercetări în necunoscut, să vedem cum știa, de unde știa. Trebuia să veniți mai de mult voi. Din ce țară îndepărtată veniți voi? Că e îndepărtată de aici. I-a spus că se numește România. Aha. Și a zis, da, păi nu știam cum se numește țara voastră, dar am pus steagul verde, steagul păcii. Pentru că noi vă primim cu inima deschisă, unde este pace și armonie și echilibru. Da, știți? Și asta ne lipsește foarte mult acum în țară. Și aș spune eu în conștiința țării noastre. Evident. Eu cred că fiecare țară are un anumit nivel de conștiință la nivel colectiv. Ne lipsește această stare de mulțumire și de recunoștință care să fie generată anterior unui eveniment pentru care tu te simți recunoscător. Adică tot ce facem la nivel colectiv în țară în momentul ăsta pornește de la nemulțumire. Este o nemulțumire a priori care se întâmplă necondiționat, indiferent de ceea ce îți oferă cineva, indiferent de îmbunătățirea care există, tu ești nemulțumit. Și din nemulțumire și lipsă, sigur că nu poți să creezi mulțumire și abundență. Evident. Și acesta este mecanismul subtil, să nu spun perfid, al producerii instabilității la nivel macroeconomic într-o țară. Da? Bombardez mentalul colectiv cu nemulțumire. Îl bombardez, dar nu dau soluții. Exact. Dar îl bombardez. Se produce ceea ce se numește separarea în un alt aspect al dualismului. Mulțumiți, nemulțumiți. Mulțumiții și nemulțumiții sunt separați. În momentul în care s-au separat, dualismul funcționează prin mecanismele intime, sociale și transcendentale la nivelul unui mental colectiv. E suficient doar să-i separ și lasă în pace. Pentru că cele două contrare se vor bate între ele fără intervenția mea. Și ne întoarcem exact la ceea ce spuneam cu corpurile subtile și la spiritualitate. Pentru că dacă eu, în calitate de conștiință individuală, înțeleg cine sunt, îmi înțeleg puterea și sunt de acord să deschid și să aprind lumina și în celălalt, dualism, acest dualism nu mai are nicio putere. Pentru că noi suntem în conceptul de unitate, de oneness. Așa este, pentru că exact așa a fost distrus și influențat nu numai poporul român. Am constatat că acest aspect se întâmplă și în alte culturi, și în alte țări. Dacă distrugi educația acum, culegi roadele peste 30-40 de ani. Și pentru că sunt foarte mulți indivizi care și-au obținut, a fost o fală, o hrană a egoului, să-și dea doctoratul. Și l-a obținut prin tot felul de universități, mai mult sau mai puțin autentice. Au vrut să aibă și masterate. Ni n-au călcat pe acolo, pe la masterate. Pentru că de era primarul, prefectul, dar au făcut. Ba, unii chiar au ajuns îndrumător la doctorat. Știți? Și în acel moment, ei, văzând că se poate, ego-ul i-a spus, mergi mai departe. Dar nimeni nu i-a predat lumina
lui din el, spiritul, sufletul. Nimeni nu i-a predat așa ceva. Și atunci a dispărut cultura păcii. Ei, dragii de ei, au confundat mulțumirea, nu subtilul cu tangibilul. Și au considerat că mulțumirea tangibilă este adevărata mulțumire. Mașinile bogate, dacă e bărbat, femeile multe, dacă este femeie, bărbații mulți, fie că sunt bărbați sau femei, au ales cariera. Și atunci au considerat că aici vor fi fericiți. Dar, din păcate, au confundat fericirea cu aspectul ei subtil, în plăcere cu aspectul tangibil. Și în dualism tangibil-intangibil ajungem la subtil, care este intangibilul. E bine, mecanismele astea sunt cunoscute, sunt mecanisme sociale, să știți că nu sunt descoperite acum de acest globalism. Nu, nu, nu. Sunt descoperite arta războiului a lui Sun Tzu, cum se influențează un mental colectiv, Chomsky și așa mai departe. Adică sunt cunoscute toate mecanismele prin care poți să produci distrugerea unui mental colectiv doar prin faptul că îi forțezi modul de a gândi, introduci bipolaritatea în modul de a gândi și dacă acolo este un mental colectiv centrat pe toleranță, pace, iubire, atunci nu faci altceva decât să vii cu modele și exemple de ego din alte societăți, capitaliste, comuniste, nu contează, iei de acolo și faci transfer sau export de valori, export de cultură. Acesta este război. Este un război mai mult decât hibrid. Este un război, știți, Samuel Huntington a scris el cartea aceea despre... Ciocnirea civilizațiilor. Exact, da? Distrugerea culturilor și ciocnirea civilizațiilor. Dar nu întâmplător a scris-o. Nimeni nu s-a dus să vadă cine este Samuel Huntington cu adevărat. Să vadă în ce servicii a lucrat. El cam prevedea ce urma să se întâmple. Da, pentru și toată lumea dintr-o dată vorbește despre o carte. Vedeți ce se întâmplă la noi? Lumea științifică, lumea academică este și ea împânzită. Apare o carte și dintr-o dată mass media, toate aceste mijloace de mediatizare, dacă primesc așa un ordin de undeva de sus, toate vorbesc despre acea carte și acel autor. Și este adus în fața reflectoarelor, acea persoană. Dacă acea persoană povestește, vine și spune ce viziune ar avea în viitor și viziunea acesta produc o fericire tangibilă pentru un grup minimal de persoane, atunci acea persoană este multiplicată, amplificată și se folosește în comunicare, în psihosociologie, termen de notorietate. Capătă notorietate. Dar notorietatea are și Nea Ion, care cum era vestitul rol al polițistului de la Garcea. Da. Garcea a căpătat notorietate. Notorietatea aceasta ne-a amuzat. Grav este altceva, că s-a produs un mecanism subtil de neîncredere în structurile de ordine, nu de forță, de neîncredere în structurile de ordine. Și s-a generalizat, adică avem acea situație în care mentalul colectiv a fost schimbat prin, de exemplu, prin aceste ficțiuni. Undeva există și un adevăr, dar în momentul în care e adevărul la minimal și îl generalizezi, influențezi tot mentalul colectiv. Dacă vrei să distrugi o națiune, mai întâi distrugi educația. Dar rezultatele apar peste 30 sau 40 de ani. Noi asta avem astăzi. A fost distrusă educația. Și avem efectul negativ. Conducătorii noștri, foarte mulți dintre ei, sunt lipsiți de valorile unei educații moral creștine. O să vină și o să spună mulți psihologi sau sociologi, da, dar știți că ce e normal într-o cultură este, poate să fie non-normal în altă cultură. De acord, dar studia fenomenul. Ce e normal cultural sau ca tradiție în cultura noastră, poate să nu aibă nicio relevanță în altă cultură. Dar americanii au fost primii din lume care au spus, ei n-au pornit războiul din Irak sau din Irak, din Iran, când au intrat acolo în alianță,
până când nu s-au făcut studiile de comunicare interculturală. Nu te joci cu obiceiurile și tradițiile. Nu poți să intri cu bocancii în cultura în care de 5.000, 7.000, Babilon, Sumer, nu poți. I-au evoluat într-un fel pe un sistem de valori, pentru că sistemul lor de valori era adaptat spațiului geografic. Și nu poți să te duci dintr-o dată. Asta se întâmplă în România. Se imprimă modele sociale. Au încercat modelul suedez, modelul american, modelul anglosaxon, modelul fiecare. Nu poți să iei să transferi valori dintr-o cultură, dintr-o tradiție, unde au fost rezultate deosebite. Și unde au crescut în mod organic, din trăirea, din experiența fiecarei persoane. Exact, exact. Adică hai să vedem, a scris o carte și v-ați dat doctoratul în spiritism. Păi nu poți să arunci la gunoi spiritismul din Franța, din Evul Mediu. Nu poți să faci acest lucru. Dar ce poți să faci astăzi? Poți să introduci separare prin softuri de a gândi parazite. Se parazitează softul de a gândi. Ori noi suntem un triunghi echilateral. Gând, vorbă, fapt. Acest triunghi echilateral este atât de minunat încât aici vom suprapune peste acest triunghi echilateral gând, vorbă, faptă, putem să suprapunem acum dualism. Și constatăm că în gând, uitați aici, în vârful acesta al triunghiului echilateral, în gând, ce avem? Dualismul. Bun, rău. Ce avem în vorbă? Dualismul. Bun, rău. Ce avem în faptă, în comportament? Dualismul. Bun, rău. E bine, ipocrizia astăzi ne-a făcut să ne ascundem gândurile, vorbele, pentru că avem autocontrol, ne ascunde, în a fi ipocriți. Autocontrolul este mult mai dezvoltat. Și când mai apare cineva cu sinceritate, diafan, că e bărbat, că e femeie, apare așa ca un boboc, ca un bobocel care vrea să crească, să înflorească, este lăsat, dar vine pe urmă un alt tip de proverb. Maică, nu-i fura, nu-i dori moartea caprei vecinului tău. Nu. Să trăiască acea capra vecinului tău, dar să-i furi tu laptele. Acolo am ajuns. Vreau să vă spun că avem proverbe și zicători care sunt centrate pe valorile moral creștine atât de minunate încât le-am luat și le-am aplicat și când eram în Nepal și în India, când mergeam în alte țări străine, în Malta, în diferite culturi le aplicam. Ei, dacă aici ai gând, atenție, ce dăruiește ea primești? E simplu. Cine seamănă vânt? Culege furtună. Da, e simplu. Deci gândire, vorbă. Vin și ne învață foarte mulți miniștri, prim-miniștri, cu ei mai bine. Nu vreau să dau exemple din pandemia de astăzi, dar vor să ne învețe. Dar ne învață nu din experiența lor. Pentru că ei n-au trăit așa ceva. Este ca și cu aceste cursuri de dezvoltare spirituală. Vin să ne învețe oameni despre dezvoltarea spirituală, despre spirit și suflet, dar ei nu știu și n-au contact cu sufletul lor. Și vin pe urmă și mai dau și într-o biserică și atenție, nu pot să nu respect creștinismul ortodox din biserică. Cum este gestionat creștinismul ortodox este altceva. Adevărat. Este un management. Adevărat. Este altceva. E atât de important să nu se mai confunde principiile creștin-ortodoxe cu felul în care ele sunt aplicate de oameni, de instituții, evident, de organizații. Pentru că, în foarte multe cazuri, ele nu au nicio legătură, valoarea lor intrinsecă nu este prezentă în exprimarea și manifestarea lor în formă umană. Evident. Și dacă eu vreau să-mi justific mizeria, necazul, victimizarea, prin faptul că spun acest principiu aplicat greșit, nu funcționează pentru mine, eu pot să o fac. Dar eu trebuie să știu că, de fapt, nu fac decât să-mi justific propria neputință de a pătrunde prin exact cunoașterea mea adevăratul principiu și că nu m-am întâlnit eu cu sufletul meu ca să pot să înțeleg cât de simplu, că e foarte simplu. Acest ce dai, aia primești. Răspundește binele că o să-l găsești. Să ne uităm așa, dacă ar fi să traducem din punct de vedere cuantic, răspundește binele în jurul tău că la nevoie o să-l găsești. Am putea evident spune că acea particulă de așa bine este, pe care s-a întâlnit, trimisă către corpul subtil al unei persoane, este acolo localizată și că eu mă voi întâlni cu mine din viitor
cu ceea ce tocmai eu am trimis către ceilalți și poate nu acea persoană va fi emițătorul binelui meu, dar eu îl voi găsi trimis prin altcineva și acea particulă este fix acea bucățică de bine pe care eu am trimis-o cândva. Este exact ce a spus, este karma. Karma. Termenul este împrumutat din Orient. La noi, corespondentul ar fi în legea acțiunii și reacțiunii. Sau la noi, ai grijă ce-ți dorești, ce gândești, ca aia primești. Dacă tu astăzi gândești în frică și altcineva ți-a impus ție frica, subtil, mediatic, de exemplu, evident că tu atunci vei trimite emoții de frică. În plan subtil, emoțiile de frică întâi și întâi trec prin biocâmpul tău, adică amprentează toate cele 7 straturi, dar sunt mai multe 7 straturi, pentru că ele nu vor fi... Acum vorbim despre modele. Este modelul celor 7 chakre, modelul celor 7 straturi, model care dă rezultate. Dar sunt mult mai multe, pentru că modele au submodele de autocorecție. Și atunci mai bine să folosim termenul de subtil, de necunoscut. Corect. Să nu credem vreodată că noi vom cunoaște subtilul divin cât timp noi suntem o hologramă. Extra. Nu avem cum. Să nu credem vreodată că noi cu o mică ansă vom reuși să-L măsurăm pe Dumnezeu. Să nu credem vreodată că acest globalism, acest nou ism, va reuși să dăinuiască pe această planetă, pentru că fiind o hologramă, cunoașterea este atât de avansată încât în holografie, noi, oamenii de știință, știm foarte bine că cine a proiectat holograma poate să o folosească în dualism și în scop pozitiv și în scop negativ. Eu cred că în momentul de față, noi suntem un experiment social la scară planetară. Și se încearcă într-un fel, se încearcă dispariția sistemului de valori care sunt bazate pe o credință în iubire și compasiune, pentru că atunci dacă eu astăzi operez în iubire și în compasiune, exact cum a spus dumneavoastră, îmi influențez viitorul. Ceea ce dăruiești, aia primești. Deci ce fac eu astăzi este, de fapt, în prezent, este karmă viitoare. Da, dar eu sunt rodul a ceea ce am făcut în trecut. În copilărie, când am fost adult, când am un dram de inteligență, mi-e jenă să spun de înțelepciune. Pentru că înțelepciunea nu apare decât la vârste foarte avansate. Știți? Dragul de Iustin Pârvu, dragul de Arsenie Papacioc, dragul de Arsenie Boca, părintele Clopa. Nu degeaba mă raportez la ei, pentru că au un sistem de... la domniile lor, pentru că pentru mine au fost niște domnii în subtilul și în mentalul colectiv al acestui neam. Nu de ce am raportat la... Toți au spus, dacă vrei într-adevăr să devii înțelept, ar trebui să te intereseze moartea. Modelul nostru cu raiul și iadul, ai grijă ce se întâmplă, că te așteaptă iadul, este un model care dă rezultate foarte bune. Dar dacă tu îi spui unui om, dă-l încolo de iad, că nu este, să mă simt eu bine acum. Și să mă simt bine. Și atenție la termenul pe care vă să mă simt bine, dar unde? În tangibil. Ori tangibilul te limitează. Exact asta se dorește și observați că mă exprim în persoană, se dorește. Ține lumea, ține popoarele într-un tangibil. Pentru că în tangibil ai limite. În necunoscut nu ai limite. Dar tu poți să scanezi, să intri în necunoscut, dar se intră cu pași mărunți, pas cu pas. Pentru că dacă intri cu pași mari, ca în tangibil, nu poți să te duci în necunoscut cu tancul sau cu arbaleta. Corect. Și foarte important, intenția cu care intri în acel necunoscut. Exact. Intenția trebuie să fie inima deschisă și dorința de a... face bine și de a nu face asta ca să-ți umfli ego-ul. Exact. Dar partea frumoasă, știți care este? Că, de fapt, noi ne confundăm cu ego și noi nu mai conștientizăm cum am reacționat eu acum. Cum am simțit din ego sau fost influențat. Foarte important. Deci, acum, pentru cei care se uită, aș vrea să punctăm această
chestiune de bază. Deciziile pe care le luăm din ego, respectiv din simțire. Pentru că sunt exact. Două lucruri complet diferite. Așa sunt este. Oameni care, de exemplu, nu știu, dau un exemplu. Un cuplu căsătorit, nu știu dacă să divorțeze sau nu, și la un moment dat spun, ok, haide să ne despărțim, pentru că nu mai gestionează diferențele, conflictele. După care unul din ei sau amândoi conștientizează că a fost o idee proastă, că a fost o decizie luată din ego. Amândoi ajung la această concluzie, însă, pentru că ego-ul este mult mai important, pentru că nu vor să pară slab, rămân la acea decizie, renunță la acea relație, renunță la iubire, care de fapt e motivul vieții lor, motivul pentru care ei s-au întâlnit. Dacă merg mai în profunzime, misiunea lor karmică, misiunea sufletului lor, pentru că nu pot renunța că a fost o, nu pot accepta că a fost o renunțare făcută din ego. Și exact. Practic toată existența noastră e centrată în jurul acestei lupte între a ce fac? Mă las înghițit de acest ego care poate că mă face să arăt bine în ochii celorlalți. Dar iarăși aici o chestiune că eu nu știu cum arăt în ochii celorlalți. Eu pot să cred că arăt bine, dar de fapt să arăt foarte rău. E doar iluzia mea. Da, este situația validării. Despre asta e vorba. Omul vrea să fie validat în social. Da, dar e o validare. Dar este ego-ul. Exact despre asta e vorba. Pentru că eu am o imagine despre o imagine. Că eu nu pot să știu ce simte cu adevărat un om față de exact, mine. Exact, exact. Așa este. Și munca asta pe care o ducem în viața noastră de zi cu zi, de a întreține acest ego, de a întreține imaginea persoanei realizate, cum am spus, nu știu, a conducătorului, a managerului, a omului important, a femeii împlinite, care poate să le facă pe toate. E ok ca femeie să nu le faci pe toate. E ok să spui, eu nu mă simt capabilă să fiu mamă. Eu nu m-am născut să fiu soție. Sau eu nu m-am născut să fiu femeie de afaceri. Eu vreau să stau acasă. E la fel de ok să stai acasă să-ți crești copii, cum e la fel de ok să nu-ți dorești copil sau să nu-ți dorești să fii cu un bărbat. Asta nu te face într-un fel mai puțin femeie și la fel și în cazul bărbaților. Și de asta mi se pare fascinant ceea ce spuneți, pentru că sunt niște lucruri ale unui adevăr fundamental, și anume ce este construcția minții duale, adică ego-ul. Doare întotdeauna, sfârșește în durere și în eșec, pentru că este doar o construcție, este ceva creat artificial. Ceea ce vine din dumnezeire și din simțire este adevăr care nu doar că nu e dărâmat de nimic din ce în jur, dar este adevăr în care tu stai în siguranță, în iubire și în care poți să te refugiezi din orice atac al ego-ului celorlalți. Câtă dreptate aveți, ego este atât de subtil, încât atunci când noi reacționăm din ego, din această alterare a sinelui nostru, foarte frumos. Noi nu conștientizăm. Da. Nu conștientizăm. Este ceea ce se întâmplă astăzi. Astăzi, conducătorii noștri reacționează și decid din ego. Din nevoia de apartenență, se vedea piramida lui Maslow, nevoia de apartenență la un partid. Ei știu că decid din ego-ul de clasă, din ego-ul de partid. Știu că decid de acolo și se atașează spiritului de turmă, dar știu că decizia e greșită. Dar pentru că nu vor să fie excluși din partid, atunci apelează la ego-ul, ego organizațional. Foarte, foarte frumos. Aș vrea să vă opresc un pic. Credeți că o persoană care a trăit toată viața în ego, deci un om da. Care nu a avut neapărat contact cu simțirea lui, cu emoția lui, atunci când ia decizii din acest ego și rănește pe ceilalți și, nu știu, rănește o națiune sau un om drag, credeți că el știe că greșește la nivel subtil? El are informația asta magazinată în corpurile subtile sau ego-ul este atât de puternic încât el nu știe, nu simte, nu percepe că greșește și asta îl face să meargă mai departe? Păi haideți să intrăm în mecanismul subtil al ego-ului. Ego-ul este ceea ce ne acumulăm de la naștere, mai întâi și întâi din familie. Apoi de la grădiniță. Noi spuneam tovarășe educatoare pe vremuri. Apoi din școala generală, apoi din liceu, apoi din facultate. Ego-ul este întreținut științific de deciziile noastre, pentru că deciziile noastre, în final, ne formează o personalitate. Dar personalitatea din clasele 1-4 se schimbă. Este alta la liceu, alta la facultate. Personalitățile au în spate un ego. Ego-ul este o exprimare a ceea ce noi am trăit, am simțit, ceea ce noi am gândit, dar
Am gândit, am trăit, am simțit în conștiința umană, pentru că nimeni nu ne-a învățat că este deasupra o conștiință divină și că noi suntem o particică, o particulă cuantică de lumină de la Dumnezeu. Nimeni nu ne-a învățat așa ceva. Și atunci, noi niciodată nu să conștientizăm că am luat o decizie greșită sau nu. Noi reacționăm din ego. Dacă însă ne hrănim sufletul cu iubire și compasiune, atunci ajungem la ceea ce se numește hai să vedem ce simt. Dar aici este cel mai periculos act decizional, cel mai perfid posibil. Pentru că în momentul în care vrei să decizi doar prin ceea ce simt, acest lucru trebuie să-l faci doar în fața unui om pe care îl iubești și este pe același nivel vibrațional cu tine. Pentru că aici apare sinceritatea. Altfel apare ipocrizia și ascunzișul. Și eu arăt că vreau, așa simt, vai ce minunat este. Vreau să vă spun că la multe evenimente întruniri spirituale nu vine să cred. Ego-ul îi face pe indivizi să meargă cu fantasmele atât de departe încât încep să spună vai, dar ce am simțit în timpul acestei meditații și ce s-a întâmplat. Dar în realitate mint cu nerușinare. Nu, și nu știam despre asta. Mint cu nerușinare, spui, vai, dar ce am simțit. Sunt de fapt ori așteptările lor și nimeni nu vorbește că de fapt așteptările pot fi induse de entitățile din nevăzut, adică de forțele întunericului. Stai să nu mai spunem forțele întunericului, ca să dăm o conotație pozitivă. Sunt entități care se hrănesc cu aspectul emoțional al nostru. Pentru că altfel ele mor. Ele supraviețuiesc cu ceea ce noi emitem. Dacă în momentul în care reușim și conștientizăm că noi emitem, dacă stăm mult în emisia de iubire necondiționată și compasiune, dacă noi stăm acolo, ele nu se mai hrănesc și ele pleacă repede în altă parte, se duc la altă entitate. Dar dacă noi porum prin mintea noastră, mintea noastră are în spate un ego și noi am fost obișnuiți și educați, luptă-te cu ego-ul. O să vă spun ceva. Nu poți să te lupți cu ceva ce este la tine, la purtător. Poți să faci altceva, să te descoperi pe tine însuți sau tine însăți, te uiți și scanezi trecutul, nu te mai blama pentru trecut. Pentru că am reacționat și am decis logico-rațional sau emoțional-afectiv sau am decis influențat de mami sau de tati în trecut și am ajuns într-o situație nefericită pentru că am reacționat din ego. Dar nimeni nu mi-a spus mecanismul, nici măcar doamna de la grădiniță. Și atunci, cu ego nu te lupți din moment ce este subtil și ascuns și e la purtător. Dar soluția este fantastică. Ce zice dacă am învățat și am conștientizat de fiecare dată și în fiecare seară, de exemplu, dumneavoastră cu prietenul dumneavoastră sau un soț cu o soție, în fiecare seară ar discuta reacțiile pe care le-a avut în timpul zilei. Este ceea ce în mod normal face un părinte duhovnic, care scanează și emoția și sentimentul, dar scanează și logica și rațiunea. Și știe cum să le pună în balanță, frumos de tot să le echilibreze, într-un aspect social. Și știe cum să spună, atenție, legea acceptării sau legea adaptării. Oameni buni, totul funcționează în dualism. Nu pot să mă adaptez la o societate toxică, nu pot să mă adaptez la o societate nefastă. N-am cum. Și o accept, o agrez așa pentru că eu pot să îmi fac mie rău. Uh-huh. Și atunci respect regulile respective. Respect ora de intrare într-un magazin. Respect ora de ieșire dintr-un magazin. Respect cum a fost în pandemie. Peste 65 de ani nu aveți nevoie în magazine decât în ora nu știu care sau nu știu care. Aproape am uitat, vedeți? Dar le respect. Dar în niciun caz nu mă adaptez. Le respect pentru că eu trebuie să mă adaptez, dar mă adaptez la ceva ce ține de iubire și compasiune. Nu mă adaptez la ceva ce văd că face rău unor indivizi. Știți, am avut o discuție deosebită la un moment dat. E prima dată când o spun în public. Eram absolvent al Colegiului Național de Apărare și promoția noastră avea în fiecare an Colegiul Național de Apărare. Atunci eram student post-universitar, făceam o vizită la Patriarhie și am avut șansa să intru în sala sinodală, unde se întâlnește sinodul și ne-a vorbit părintele
dragul nostru părinte patriarh Teoctist. Și a spus așa, mi-aduc aminte, am ziua, ora, a spus atât de frumos, dragii mei, să știți că la iluminare și în dumnezeire nu se ajunge cu turma. Se ajunge individual. Prin meditație, atenție, cuvânt cheie rostit de patriar, prin meditație și rugăciune. Vă dați seama că ce se întâmplă astăzi în momentul în care se încearcă ruperea religiei creștin-ortodoxe de neamul românesc, care are o rădăcină mai puternică, mai veche, neamul zamolxian, neamul tracilor și mai veche. Pentru că ei credeau într-un unui Dumnezeu, numai că pe acel Dumnezeu îl numeau soare. Și noi credem într-un unui Dumnezeu. Astăzi am început să-i dăm tot felul de denumiri. Arhitect, inteligență supremă. Parcă ne e frică să mai spună Dumnezeu. Păi undeva există o inteligență universală, o inteligență a Creatorului. Și practic nouă, acum știți ce face? Ni se taie legătura dintre Creator și creație. Noi confundăm creația cu Creatorul. Rămânem surprinși de cât de rea este societatea astăzi și considerăm că este normal să fii rău, pentru că altfel mi-a celălalt înainte. Considerăm că este normal să evoluezi în carieră punându-i piedică celuilalt, să nu-l promovezi pe celălalt. Consider că este normal să iau eu înainte cu un partid sau cu un alt partid, un alt vodă care conduce, dând cu pietre în celălalt partid. Și se exploatează mecanismele sociale intime la scară macro, mecanismele de influențare a votului. N-are sens să mai vorbim despre armă psihotronică. Mie mi s-a predat în facultate, știți, în politică, când eram eu student, nu ni se vorbea despre arma psihotronică, ni se vorbea despre vibrații. Eu nu pot să nu-l amintesc în fața dumneavoastră cu respect pe dragul de academician Radu Voinea. A fost și președinte de Academie Română. Am învățat cursul de vibrații. Atât de mult mi-a plăcut. Am luat nota 10 la acest curs. Și când am văzut cât de frumos demonstra că dacă eu dau din mână, sau uitați, fac așa, această vibrație poate să influențeze pe cineva care în hologramă se află pe același nivel vibrațional cu mine, care este în Beijing sau care este în Mongolia. Doar o banală vibrație. Lucrurile acestea se cunosc. În momentul în care noi nu mai putem să ne coagulăm în emoția de iubire și compasiune, știți ce facem? Lăsăm mintea slobodă. Și mintea atunci nu mai are soft curat de funcționare. Și atunci softul nostru, în subtil, produce tulburări. Și deranjează în plan subtil. Exact. Întreaga mea structură, și emoțională, și mentală, și spirituală. Evident. Pentru că e un deranj pe mai multe etaje. Evident, dar se întâmplă nu mai întâi aici, se întâmplă simultan, în funcție de nivelul vibrațional în care ne aflăm noi, că noi suntem trup, minte, spirit, și de fapt totul este energie, și de fapt totul este cuantă, și de fapt totul este vibrație. Dar ca să vorbești despre schimbarea de paradigmă și abordarea holistică a fenomenului, trebuie să vorbești despre trei cuvinte cheie: energie, vibrație, informație. Și asta o vorbește inginerul din mine. Energie, vibrație, informație. Dar noi credem, ne îmbătăm cu apă rece, că noi vreodată vom avea acces la energiile divine. Nu se dă un astfel de acces. Poate pe perioade limitate de timp, grupuri minoritare care vor să-și impună sistemul de valori prin export de valori culturale din alte societăți, poate pe termen scurt ei pot să influențeze. Ei pot să ne prezinte normalul ca anormal și invers. Non-normalul din cultura noastră să ne-l prezinte ca normal. Pot să influențeze momentan colectiv, dar știți de ce? Pentru că influențează liberul arbitru și influențează decizia din softul uman. Softul uman este alterat. Și ce mare lucru, pentru inginer este floare la ureche, că să aibă aici un generator de frecvențe, un generator de vibrații și să comande frumos de tot cum dumneavoastră vreți, cum se dorește ca dumneavoastră să vă schimbați modul de a gândi. Se numește terorism neurologic. Deci este cunoscut. Net, internet, eu nu spun lucruri
din laboratoare secrete. Da, da. Totul este public. Generatoare de frecvențe pot să-ți inducă stări. Era în 1992 în Bruxelles și învățam. Urmam și eu studiile post-universare de management. Mi-a fost dat un exemplu, un studiu de caz fantastic despre o firmă din Olanda unde a apărut fenomenul de canibalism, atenție, fermă crescătoare de curcani. Fenomen de canibalism. Eu vă întreb ceva, dacă acel studiu de caz care mi s-a predat în rândul curcanilor se devorau pe ei dintr-o dată, nu credeți, pentru că o să vă spun pe urmă rezultatele studiului, nu credeți că astăzi e posibil ca și oamenii să fie influențați și să ajungă acolo? Noi asta experimentăm astăzi. Suntem azbuțiți unii împotriva celuilalt prin mecanisme subtile de separare. Și apoi, pentru că suntem separați, atunci lăsăm frâul liber emoțiilor, se taie legătura dintre minte și suflet. Sufletul experimentează numai și numai emoții de tip frică și la un moment dat își pierde încrederea în deciziile lui. Și când își pierde încrederea în deciziile lui, apare sentimentul de turbă, mai ales că ți se inoculează ca frică. Dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Ceea ce se întâmplă la voturi. Și mai ales cu cât un popor emoțional și un neam este mai emoțional, afectiv, cum suntem noi, expansiv, pentru că noi ne arătăm emoțiile, e foarte ușor să-l influențezi. Foarte ușor. Noi ne exteriorizăm, suntem mai gălăgioși ca spaniolii, ne mai întreg italierii. Știți? Este. Lucrul acesta se cunosc pentru că se cunosc deja diferențe de comportament, de atitudine și de soft, de mod de a gândi. Dacă îi distrugi credința și îi scoți credința în emoție de iubire și compasiune, atunci prin emoție de frică poți să-l direcționezi cum vrei tu. Se numește zombie care e furat liberul arbitru. Așa este. Și în tot acest context, cred că trebuie să învățăm să fim foarte atenți la ceea ce ne este indus, respectiv la ceea ce ne aparține nouă cu adevărat. Adică ce trebuie, bine ați spus. Trebuie, ne este indus. Da. Dar putem să fim atenți dacă avem ego? Nu putem să fim atenți. Tocmai aici e problema. Despre asta e vorba. Și de asta mă vorbeam ieri. Eu știți că am o pagină oficială de Facebook. Am aflat acum. Acum cât este live-ul nostru, acum suntem pe online live pe pagina de Facebook. Unde știu. Eu postez. Bine că am aflat acum. Da, o să vă trimit. Și eu am mai postez din când în când niște cursuri de vindecare spirituală, îmi postez cărțile, postez tot felul de lucruri. Și îmi scrie cineva. Mă bucur, felicitări. Mulțumesc. Dar bănesc că aveți și aspecte duale în comentarii, nu? Despre asta vreau să vorbesc despre un comentariu și îmi scrie cineva, eu postasem despre un curs despre vindecarea rănilor emoționale. Și îmi scrie cineva și îmi spune... Ce subiect minunat! Haideți să vorbim despre el. Să vorbim imediat. Așa. Și spune, vraciul tratează, doar... vraciul vindecă, doar medicul tratează. Încetează cu prostiile astea. Și eu am citit comentariul și am spus, wow, cât de frumos ai spus un adevăr pe care, cu care, nu știu, poate ai vrut să mă rănești, dar tu ai spus un adevăr sublim. Vraciul, adică persoana care lucrează la nivel cuantic cu energia ta, vindecă. Procesul de vindecare, care este pe toate holistic, pe toate straturile. Pe toate straturile. Dar din păcate medicul s-a predat greșit. Da. Cum că e numai nivelul ăsta, numai nivelul... Nu, ele se suprapun. Despre asta e vorba, că sunt toate, totul inclus, iar medicul tratează. Și într-adevăr, fiecare... și separat, dar și împreună, pot să-și facă treaba foarte bine. Atât medicul, cât și vraciul. Și unde vraciul nu poate, medicul poate să intervină și viceversa. Evident, sunt complementari. Sunt complementari, exact. Și ceea ce a spus el, într-adevăr, m-a făcut să mă gândesc și apropo de ceea ce tocmai ați povestit, că noi nu avem nevoie doar de un tratament acum, ca popor, ca indiviz, ca nație, să scăpăm de frică. Noi nu avem nevoie acum de ceva care astăzi să ne scoată din frică. Noi avem nevoie de o vindecare, un plan subtil a acestei conștiințe colective fragmentate, distruse și avem nevoie de o vindecare care începe cu întoarcerea la origine, întoarcerea la rădăcini, întoarcerea la
animalul din curte, întoarcerea la soba în care bagi lemne, întoarcerea la pământul pe care te așezi, întoarcerea la, inclusiv la fibra de material care să nu mai fie sintetic. Adică ceea ce noi cu adevărat avem nevoie și ceea ce ne va ajuta nu este dezbaterea pe Facebook. Ești pro sau ești contra vaccin? Ești pro sau ești contra un anumit curent? Nu. Este întoarcerea la această conștiință și individuală și colectivă în care avem iubire, în care avem adevăr, în care avem credință. Foarte important. Stăteam și mă gândeam într-o zi și vorbeam cu mama. Am o emisiune și cu mama. Se numește De Vorbă cu Mama. O să vă dau link-ul. În care vorbesc așa cum vorbesc cu dumneavoastră și sper că o să mai vreți să mai faceți și alte podcasturi, mai veniți pe acest fotoliu verde. Și vorbeam cu mama și spuneam, mama, oare ce fac oamenii care nu cred în Dumnezeu? Eu îi spun Dumnezeu, folosesc acest cuvânt, dar putem să-i spunem conștiința cuantică supremă, creatorul. Puteți, că fiecare își folosește vocabularul ca să-și exprime emoția după educație, da, și așa mai departe. Și a zis, oare ce fac ei când le e frică? Când nu mai știi ce să faci, când ești disperat, nu știu, când ai o gripă și te gândești, eu nu mai apuc ziua de mâine, s-a terminat. Unde te duci? Că tu trebuie să te duci undeva. De ce te agăți? Că și starea de frică durează, da? Dar la un moment dat trebuie să te oprești. Cum pui frână? Și adevărul este că această credință, apropo de celebrul proverb, dacă Dumnezeu nu ar fi existat, ar fi trebuit să-l inventăm, această credință nu este și nu poate fi un produs al minții sau al societății sau al omului, ci ea este un rezultat a principiului vieții în sine, iar eu mă alimentez și recunosc acest principiu al vieții din afara mea și îl traduc în propria mea esență, crezând în el. Da, pentru că în final putem lua valori de la altcineva care a ajuns înaintea noastră la o stare de fericire. Și atunci, dacă și eu doresc, într-adevăr, să-mi ating fericirea și pacea, echilibru și armonia interioară, am nevoie de modele. Poate să fie duhovnicul. Poate unul duhovnic, el încearcă să facă orice, pentru că și el este om. Dă maximum posibil. Da? Noi avem și calea de evoluție, autoevoluție. Dar există riscul să ne pierdem în infinitul necunoscut. Și cum ne pierdem? Asta vreau, știți, să zic. Cum? Să nu uităm că a pornit de la rănile emoționale. Da, așa. Și aici vreau să revin. Cum reușim să identificăm aceste răni emoționale odată? Și în al doilea rând, aș merge cu o întrebare în plus. Cum ne schimbăm frecvența vibrațională? Credeți că este important să știi pe ce frecvență ești acum, bine, rău, frică, durere, disperare, și să te dai un pas înainte sau înapoi ca să o schimbi? Da, este esențial să conștientizăm. Prin naștere noi avem un trup și acestui trup este atașat un psihic, o conștiință. Suntem o conștiință, dar conștiința asta este energetică, nu o confundăm cu trupul. Aici este marea dilemă prin care noi suntem manipulați și influențați. Dar noi avem trupul acesta, apelez la o comparație. Precum am avea un scafandru, ar avea costumul lui de scafandru. El are nevoie de costum de scafandru pentru a naviga în ape și sub ape. Noi avem nevoie de acest trup terestrial pentru a merge terestrial. Uneori, prin minte, avem o descoperire care pune bazele unei tehnologii. Tehnologia aceasta exploatată de grupuri minoritare la început, pentru că este o cunoaștere mai avansată, hai să zicem cunoaștere, include cunoștințe mai avansate, această tehnologie este aplicată și exploatată de grupuri minoritare. Întotdeauna, întâi, exploatarea se face în interiorul serviciilor de informații și în interiorul armatei, oriunde în lume. Pentru că e normal să se întâmple așa, pentru că eu trebuie să asigur pacea, echilibru și armonia poporului. Dacă eu, ca guvern, nu pot să asigur evoluția poporului și nu pot să fiu atent la starea de fericire a poporului, eu nu am ce căuta. Acel stat dispare cu ajutorul propriului guvern.
N-are sens să vorbim, pentru că am studiat mult fenomenul din Bhutan. Să vorbim despre Bhutan, statul în care toți cetățenii sunt fericiți. N-are sens să vorbim, poate vorbim în altă emisiune, despre standardul de fericire și fericirea. Vă dați seama, se încearcă acum să se descopere vectorul fericirii, dimensiunile fericirii. Sunt cercetări, s-au făcut deja cercetări pe diferite culturi, în diferite state. Niciun guvern nu vrea să vorbească despre așa ceva. Dar în momentul în care noi am vorbit cât de frumos ni se spunea România intră membru în Uniunea Europeană și cultura noastră, cultura creștin-ortodoxă, aduce un plus, plus de valoare și ce se întâmplă, arată că în ultimii ani am trăit ceea ce nu venea să cred. Aproape la un moment dat să ni se închide bisericile când o biserică nu face rău nimănui. Dacă acolo erau cuiburi de teroriști, dar nu m-ar mira să apară astfel de strategii, să se inventeze teroriștii, precum teoria pompierilor incendiatori, că printre alte am predat și metode și tehnici de manipulare a maselor. Da? Da, teoria țapului spăiștor. Sunt teorii care se apelează asta, dar să știți că nu sunt decât noi teorii și noi abordări strategice ale lui Sun Tzu, arta războiului. În momentul în care distrugi și nu mai există o cultură a păcii și nu se predă cultura păcii în școala generală, la grădiniță, în facultăți, atunci distrugi foarte ușor orice neam și orice popor dintr-un considerent simplu. Ea e separată în cunoscători, necunoscători, ea e separată în religioși, non-religioși, ea e separată în vacciniști, antivacciniști, ea e separată în categorii și lași categorii să-și facă treaba. Dar cum își fac treaba? Mentalul colectiv este bombardat cu frică. Și când ai bombardat cu frică, în acel moment, spiritul de turmă, mentalul colectiv influențează individul. Vorbim despre rănile emoționale. Rănile emoționale, și trecem de la una, rănile emoționale sunt întreținute prin bombardament frecvențial. Și atunci individul nu-și mai asumă prin luciditate, nu-și mai asumă liberul arbitru. Aproape este menținut într-o stare de amorțeală. Nu mai vrea să fie fericit. Nu mai are încredere că își va găsi fericirea în mecanisme sociale în exterior. Iată aspectul pozitiv al pandemiei. Pentru că pandemia se întâmplă și în dualism. Dar noi acum experimentăm doar aspectele negative. Dar aspectul pozitiv este că în felul acesta individul este forțat, obligat să se retragă în el însuși, în ea însăși. Să mediteze mai mult, să se plimbe mai mult în natură, să iubească mai mult, să se descopere pe el însuși. Da, crește numărul depresivilor, crește numărul sinucidilor, crește numărul, da, dar poporul acum trebuie ajutat și educat de oameni care să facă cursuri despre fericire, despre pace, despre cum să te echilibrezi la tine în mediul tău, acasă. Despre cum să-ți schimbi frecvența vibrațională și starea. Exact. Noi avem această putere. Eu nu sunt obligată să preiau starea și gândul tău negativ, chiar dacă tu le îndrepți către mine. Exact. Eu pot să stau în pacea mea interioară. Exact. Dar pentru asta trebuie să oamenii să cunoască metodele, metodologia. Și este atât de simplu. De ce oare? 1. Maslu este instrument de vindecare. Maslu este instrument de evoluție spirituală, pentru că dacă tu nu-ți vindeci rănile tale emoționale prin maslu, atunci mintea ta, tu rămâi cu aspectele emoționale. Unde se află ca amprente? În biocâmp, în straturile subtile. Ele se află acolo. Unde se mai află ca tangibil? Undeva un corespondent ca informație. Unde? În creierul tangibil, în cele două emisfere. Păi cum să vindeci tu rănile emoționale dacă nimeni nu... Unii au nevoie de mecanism, să cunoască mecanism, acestea sunt analiticii, alții au nevoie doar de cineva care să spună, fă așa, dar să nu aștepți să te tratezi după 50 de ani în două zile. Eu cred foarte mult în munca individuală. Evident. Deci eu cred foarte mult că tu îi pui la îndemână unui om instrumentele, exact. El face munca cu el de vindecare. Exact, adică știți cum e cu peștele, învață-l să pescuiască. Sigur. Dar ce ar fi să pescuiască în interiorul lui? Și să-și identifice cauze de tip rădăcină. Pentru că sunt cauze, este cauza rădăcină, cauza secundă, cauza terțiară, cauza de ordin 4, cauza de ordin 5. Ele se leagă. Da, poate că într-o zi
Acum, v-am spus, învăț și eu, da, de la cunoscători. Este o energie feminină fantastică care îmi spune pe din afară ceea ce eu învățasem din budism sau hinduism, îmi spune, dar suntem filocalie, în filocalia 2. E bine, toate aceste aspecte, cauze, sunt atât de frumos descrise de sfinții și de mărturisitorii neamului nostru creștin-ortodox. Păi ce frumos ar fi dacă nu vrei să le înveți și nu vrei să îți dezvolți conștiința în conștiința ta proprie, adică să nu-ți pierzi luciditatea. Și dacă nu ai timp să le discuți, atunci măcar urmează pe un maestru. Să știți că într-o căsătorie, ați vorbit de căsătorie sau de... O să revin cu o completare la ce a spus dumneavoastră. Să știți că, printre altele, botezul este o taină. Botezul este o taină fantastică. Oamenii nu știu, dar la botez se etalonează ADN-ul nostru pe vibrația hristică, cea mai înaltă vibrație pe care a cunoscut-o vreodată un corp fizic pe pământ. Se etalonează ADN-ul. Acum sunt la modă cursuri de calibrare a ființei, recalibrare. Toți care sunt botezați au acces la vibrația hristică. Acesta e potențialul nostru minunat. Noi când am primit botezul, noi suntem deja iluminați. Numai că ulterior, mintea și raportul sau relația dintre minte și suflet, acest raport este influențat. Primul grup care îl influențează, familia. Și uite așa, pas cu pas, ajunge la societate. Școală, etc. Ni se dezvoltă personalități. Toate sunt întreținute de o minte, dar în spatele minții este ego-ul. Dacă vrei să îți tratezi rana emoțională, poți să o faci cunoscând mecanismele intime sau mergi frumos de tot la un consilier spiritual și el nu are timp decât să spună schimba asta, fă asta. Am vorbit doar despre botez. O să vorbim imediat despre rane emoționale vindecate prin căsătorie. Că este ceva atât de înălțător încât nu vă vine să credeți. Rănile emoționale se pot vindeca și prin taina căsătoriei. Dar este o problemă a minții umane. Mintea decide, eu în viața asta nu mai vreau să mă căsătoresc pentru că eu ca femeie am suferit prea mult. Am fost forțată, deși am trup frumos, am forme, deși respect modelul feminin din cultura creștin-ortodoxă sau din neamul românesc, nu respect modelul feminin din cultura turcă. Nu respect modelul feminin din cultura din Singapore. Nu nimic. Dar mă simt eu bine cu trupul meu. Mă simt eu bine ca femeie în cultura mea. Eu mă valorizez pe mine și sunt atentă să nu intru în egocentrism și să nu-mi dezvolt ego-ul și mai mult decât îl am. Dar eu, ca femeie, am o misiune. Unele femei vin cu un bagaj pe filiera ADN-ului vibrațional, un bagaj în așa fel încât în proiectul lor existențial să nu apară un copil. Dar uneori se întâmplă minuni. Apropo de diferența dintre minune și miracol. Uneori. Pentru că în momentul în care tu evoluezi și meriți și evoluezi spiritual pe emoția de pace, echilibru, armonie, pe emoție de iubire și compasiune și tu nu-ți mai rănești trupul tău și nu-ți mai rănești nici pe partener, în acel moment, dintr-o dată, constați, ca de întâmplare, că uite, eu nu vreau să fac copii, dar ca de întâmplare, se întâmplă o minune. Și ce schimbări minunate sunt într-o femeie când naște? Cu siguranță. La fel de multe schimbări minunate pe care orice femeie care nu naște le are în viața ei. Exact. Este ceva fantastic. Este ceva fantastic. Acum depinde de alegerile minții noastre, depinde de softul nostru. Dacă vrei tu, perfect. Dar atunci du-te în credință. Ca să poți să vrei ceva ce este bine pentru tine. Exact. Dar du-te în credință. Dar alege ca scopul tău să fie de evoluție. Alege ca scopul comun să fie regăsirea iubirii și a compasiunii în tine. Să fie scop hristic de evoluție. Să fie scop budic de evoluție. Să fie scop hindus de evoluție. Indiferent de religia în care te-ai născut. Nu trebuie să folosim religiile în scop de separare. Ca alții să ne manipuleze. Nu! Alege ca scopul tău să fie devoție prin iubire și compasiune. În caz contrar, rănile acestea emoționale rămân la purtător
Și spune, vai, port blestemele de neam, blestemele de proprietate, blestemele de... Da, cum spun ortodoxii sau românii, spun, ei, maică, poartă păcatele celor, celor nouă neamuri. Da, da. Da, pentru că acelea se găsesc unde? Prin corpul fizic, în momentul nașterii, noi preluăm în ADN-ul nostru informațiile evoluției întregului arbore genealogic până la moșul nostru. Hai să respectăm acele sărbători minunate, moșii, că sunt de vară, că sunt de toamnă. Hai să respectăm, pentru că noi atunci nu facem altceva decât să intrăm și să ne gestionăm singur rănile noastre emoționale. Psihologia ce ne învață? Ne învață că avem răni emoționale, traume din burticica mamei, din copilărie. Ne învață numai despre așa ceva. Doar toate sunt gândite și țin de gândirologie. Când psihologia și psihiatria va vorbi despre suflet și spirit, atunci, într-adevăr, este completă. În această cauză... Dar știți că la începutul ea vorbea? Evident. Eu despre asta am scris în teza de doctorat. Evident. Și... această informație am găsit-o într-o singură carte. Unde? La biblioteca din Paris. La biblioteca universitară din Paris. O singură carte din care jumătate lipsea. Cealaltă jumătate nu știm unde este și a fost un noroc și o șansă, așa cum se întâmplă coincidențe, da. Știți, da? Așa, și da. Nu cerusem cartea respectivă, pentru că trebuie să te duci cu un anumit cod și ți se dau cărțile acolo. Și am văzut-o efectiv în raft și am luat-o, era despre cu totul și totul alt subiect și acolo este menționată această preocupare a psihologilor care în laboratoarele experimentale fac experimente despre transferul de gânduri la distanță, menționează cuvântul spirit, lucrează cu medium și așa mai departe. În afară de acea carte, nu am găsit niciun studiu nicăieri. Atunci am o rugăminte, dați link-ul sau arătați sursa științifică celor care nu cred. Nu există o modalitate. Eu am învățat asta. Deci noi nu putem să-i convingem pe cei care nu cred, pentru că, unu, aceea e alegerea conștiinței lor de a se situa la acel nivel, în acel moment. Poate că asta vor ei să experimenteze în această și viață. Și doi, exact, ei nu au în planul lor, în misiunea sufletului lor, experimentarea unei alte realități, pentru că dacă stăm separați de spirit, suferim foarte mult. Viața asta e un calvar. Este o nebuloasă. Este un poftim. Părinții mei sunt așa și copilul meu e așa și societatea asta e așa și o lume de privilegiați și de respinși. Și e o lume în care trebuie tot timpul să-ți hrănești corpul, cum zice Arsenie Boca, că purtăm mereu un păgân cu noi, corpul nostru, trupul nostru după noi. Și tot timpul e o problemă. Cum ies din asta? Și tocmai de aceea acești oameni care nu cred, ei au de experimentat această suferință a necredinței. Evident. Și dacă ei au de experimentat suferința, tu nu vii cu studiu științific, știi, la pagina asta e demonstrat ce cred eu. Nu, că pagina nu există pentru Dar știți, până când suferă, că m-a impresionat acest aspect, apropo de rănile emoționale. Știți, până când suferă, până în momentul în care suferința este atât de mare, intensitatea ei crește, ajunge pe o extremă, până când apare furia. Furia din interior. Pentru că individul în general nu vrea să se schimbe. Dacă s-ar explica acest mecanism al schimbării, totul se schimbă într-o viață de om, totul. Corpul fizic se schimbă, copilatul părinte. Mintea, corpul mental se schimbă, ni se schimbă gândul, sistemul de gând. Softul se adaptează. Windows 97, Windows 2000, softul creierului tangibil se adaptează, totul. Corpul emoțional se schimbă. Problema este cum se schimbă, te duci în jos ca vibrație sau te duci pe vibrații subtile, înalt vibraționale și te apropii de vibrația hristică și ți se permite accesul pe alte niveluri de conștiință prin conștiența ta și poți să accesi și alte niveluri și alte culturi să te apropii de Dumnezeu. Adică poți să te lupți cu umbra ta, cu ignoranța ta proprie. Poți. Dar problema este, mergând mai departe, cât de frumos poți să evoluezi și ești dispus să renunți la tangibilul plăcerilor? Ești dispus să renunți la nevoia ta de apartenență în familie? Ești dispus să renunți la nevoia ta de apartenență într-o universitate? Ești dispus să renunți la nevoia ta de apartenență piramida lui Maslow, da? La un partid, ca să poți să evoluezi? Ești dispus să-ți dai demisia din niște structuri pentru că tu evoluezi într-o conștiință de grup?
Și evoluția este foarte frumoasă. Când un individ conștientizează că nu mai evoluează, el musai trebuie să schimbe conștiința de grup. Ei bine, exact aceste mecanisme sunt cunoscute și atunci de ce să nu folosim noi șomajul? Da, da, unde să plec? Stau aici și fac compromisul. Da, da, de ce să plec? Sunt mamă, am doi copii, cine mă mai ia pe mine? Adică refuză să schimbe conștiința de apartenență. Sunt persoane care preferă relația aceea de tip călău-victimă în diferite organizații, în diferite conștiințe. Cea mai mică conștiință de grup este conștiința familiei. Refuză să schimbe așa ceva. Și rămân acolo unde? Rămân și își conservă propriile răni emoționale. Până când? Până când, la un moment dat, apare furia. Dar furia are și ea în dualism două aspecte. Trebuie să știm toate aceste mecanisme și emoții și să știm că totul se întâmplă în dualism și că totul are un scop. Și că totul se bazează pe energie, vibrație, informație. Că ceea ce este valabil acum poate să nu mai fie valabil peste 5 ani sau 5 ore. Și trebuie să vedem oare intelectul meu care s-a dezvoltat de când m-am născut, când n-am avut ego și acum are un ego. Pentru că, pe de o parte, noi blamăm ego, dar avem nevoie de el să evoluăm. Ego are și aspecte pozitive și aspecte negative. Uneori ego-ul mă ajută, egoismul, individualismul, mă ajută să nu mă las călcat în picioare și să-mi impun punctul de vedere din ego, pentru că eu știu că am dreptate, pentru că eu sunt un bun credincios. Am credință în valorile pozitive. Alteori mi se dă în cap. Și vreau și ego-ul meu iese la luptă, dar nu sunt pregătit să lupt. Pentru că eu lupt cu vibrația frumoasă, dar n-am conștiință de grup coagulată din mai multe conștiințe de grup și n-am încă susținere. Singura susținere necondiționată este energia lui Dumnezeu. Foarte frumos ați spus. Este singura. Dumnezeu emite pentru toți. Și pentru cei care doar că e la modă termenul, trezirea la punctul zero, care doar se vor trezi, adică apropo de trezire, o să apelez la o analogie. Un ou, pentru a fi clocit, are nevoie de un timp de coacere. Și numai când este suficient de copt, de-abia atunci iese la suprafață. Așa e cu subtilul nostru. Și trebuie și să, cred eu, ca să avem mai multă compasiune față de cei care nu s-au trezit. Acum, cei care nu s-au trezit e discriminatoriu pentru că poate raportat la altcineva, nici eu nu m-am trezit, raportat la cineva care e mult mai trezit decât evident, mine. Evident, deci, evident. Suntem cumva prinși în dualism, dar ne și folosim de el ca să ne comunicăm ideile. Da, dar deci, știți ce e frumos? Și îmi cer scuze că vă întreb. Da. Știți ce este frumos? Este frumos că, de fapt, adevăratul căutător de cunoaștere spune tot timpul, eu nu știu nimic. Așa este. Știu că nu știu nimic. Știu că nu știu nimic. Da? Eu nu știu nimic. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a pus pe cale, iar eu în această viață am ales eu, Nița Aurel Mircea, calea, adevărul și viața, adică calea hristică. Și mulțumesc pentru că, spunea dragul de Arsenie Boga, calea este largă pentru toți, dar se îngustează pe măsură ce evoluezi. Și evoluția înseamnă nivel vibrațional. Din ce în ce mai subtil, mai rafinat. Ori aici nu poți să te duci cu yoga, nu poți să te duci cu paloșul, cu buzduganul. Nu, pentru că nu poți să accesezi o conștiință de grup care este înalt vibrațională de aici, de pe pământ, cu ce? Cu arbaleta, cu tunuri, cu tancuri, cu avioane. Credință și cu iubire. Exact. Și de-abia atunci poți să te joci și atunci poți să vezi în ce constă decorporalizarea conștientă. De-abia atunci poți să ai acces la informație. Pentru că e simplu, Dumnezeu are un mecanism fantastic. Nu poți să dai aceste cunoștințe într-un singur om sau unui grup minoritar. Cât timp acolo este ego-ul de grup care e foarte perfid. Vină la mine, fă-te membru de partid, vină la mine membru în Asociația Economiștilor din România, vină la mine în Asociația Transhumanistă. Nu, ego-ul acela este foarte perfid. Poți să te duci acolo până când evoluezi, după care trebuie să știi când să te retragi din acea conștiință. Când ți-ai luat tot ceea ce aveai de acumulat și de luat, trebuie să mergi exact. Departe. Un maestru iluminat al meu, Tampai Lama Rinpoche Acharya, spunea așa:
L-am întrebat, dar care este modelul? Și mi-a spus, trebuie să fii ca o albină. Albina, urmăriți-o, urmăriți natura lui Dumnezeu și luați exemple din natură. N-aveți cum să greșiți. Creatorul este mai inteligent decât creația care unor se dezvoltă cu ajutorul minții umane. Foarte frumos ați spus. Și a zis, aveți grijă, mută-te de pe o floare pe altă floare. Și în ortodoxie la fel. Mută-te de la un duhovnic la alt duhovnic. Dar ai grijă când te mulți de pe o floare care te-a hrănit cu nectar, nu distruge floarea, nu da cu pietre în ea. Ce se întâmplă astăzi? Păi în România avem de-a face cu conștiințe individuale întrupate care au acces la actul decizional, dau cu pietre în Academia Română. Dau cu pietre în oameni care au făcut cercetări și au adus din necunoscut cunoscut în biochimie, în fizică și când Academia Română spune a făcut un studiu, m-am uitat așa cu... Știți că a fost o mare dispută în România, 4G, 5G și nu numai aici. Și la un moment dat Academia Română a făcut un studiu, un studiu de oportunitate. Și a spus, da, în dualism, ideea aceasta a fost, chintesența studiului. Da, nimeni nu neagă în dualism aspectele importante ale tehnologiei, dar trebuie să vedem dacă este oportun să trecem noi acum. Știți ce s-a întâmplat? Imediat m-am uitat, nu-mi venea să cred, ca om de imagine, predau comunicare cu masele, da? Predau imagine, relații publice. Și m-am uitat imediat. Știți ce s-a întâmplat? Ca din start, toate posturile de televiziune, dintr-o dată au început să fie aduse persoane care să susțină cât de importantă este tehnologia 5G și mesajul era același. Altfel nu vin investitori în România. Era același mesaj. Păi nu vă supărați, la SNSPA sunt cercetători care se ocupă cu așa ceva și nu numai, sunt la sociologie, psihologie. Vedeți dumneavoastră un specialist care este lăsat să vorbească astăzi? Așa este și timpul ne limitează foarte mult. Da. Vreau să nu plecați de aici până nu promiteți că o să mai reveniți la un viitor podcast. Nu foarte curând. Haideți să vorbim despre altceva. Da. Promit că vin. Așa. Și poate chiar o să facem împreună o serie de emisiuni. O, ce frumos ar fi. Cu ar drag. Fi o onoare și m-aș bucura tare. Dar lăsați-mă să mai spun un cuvânt. Vă las, dar sigur că următorul, deci am vorbit despre botez. Da. E momentul să începem rugăciunea. Rugăciunea inimii. E momentul ca individul când se retrage la el în casă, pentru că avem o pandemie, nu discutăm despre pandemie, și se retrage cu el însuși sau cu ea însăși, să înceapă să intre profund în contemplare. Contemplarea naturii. Un pusnic m-a învățat ceva minunat. Ce ar fi să unești rugăciunea cu contemplarea naturii? Ce ar fi să spui rugăciunea inimii primându-te de natură? Or, nu vedeți ce s-a întâmplat cu pandemia? Ne-a distrus mecanismele sociale de relaționare. Stai în casă. Știți? În această perioadă am găsit o carte fantastică, Neuropedagogia și fosfenele. M-am dus către fosfene să văd ce face fosfena, fosfenismul. Există o doamnă minunată care vine și face cursuri, scuzați-mă exprimarea, inițieri într-un fel, dar de fapt ține de dezvoltarea personală, fosfena, rolul și importanța fosfenei în desăvârșirea desăvârșire. Vă dați seama? Ei bine, putem să stăm acasă, dar ce-ar fi să ne ducem în natură? Dar ce-ar fi să le mixăm? Dar ce ar fi să vedem? Că n-am apucat să vorbim despre moaște. Da. Rolul și importanța moaștelor. În emisiunile curățarea. Ce curățări se întâmplă pe organism. În emisiunile viitoare despre asta vom vorbi. Rănile emoționale. Curățarea energetică. Păi rănile emoționale. Vreau să vă spun ceva. Este un lucru fantastic de... Hai să nu spun rău. Vreau să nu folosesc. Este un lucru incredibil de adevărat care se petrece în ochii noștri. Acum 30 de ani, pentru prima dată, apăreau așa, aici, colo, niște idei. Noi am crescut cu respectul față de familie.
Am înlocuit ideea de familie cu ideea de relație. Am o relație, am două. S-a înlocuit ceva și mai și, știți cu ce? Stau în relație până mă căsătoresc ca să văd dacă mă completez și mă cunosc cu el. Oameni buni, este cel mai grav lucru posibil. Știți de ce? Pentru că în momentul în care ești într-o relație, se face transfer de informații și de răni emoționale prin sistemul de chakre. Și mecanismul este cunoscut. Păi și tot schimb. Și ne tot schimb. De la începutul relației? Nu, dar să se explice fenomenul. Da, 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 să se explice. Adică una este să faci abuz de relație trupească. Așa. Societatea noastră a devenit carnală, pentru că în carnală se produce canibalismul între oameni. Și atunci, în loc să dezvoltăm iubirea și compasiunea, am avut studenți care m-au întrebat: domnul profesor, dar trebuie să-mi cunosc iubita. Eu până acum am avut 17 relații și am 23 de ani. Și am explicat mecanismul. Biocâmpul, cum se apropie un biocâmp de celălalt. Ce zâmă cu centru energetic, cum sunt influențate meridiane energetice. Vedeți, s-a pornit de la ideea de familie și familia funcționează în dualism. Are și bine, are și rău. Dar dacă ai educație de familie și dacă ai scop comun în evoluția familiei și dacă ai scop elevat de înălțare hristică sau de înălțare pe linia lui Buddha, sau, nu ai cum să dai rateuri în familie. Dar știi ce se întâmplă? Dacă, de exemplu, fratele meu a divorțat și n-a fost fericit, el nu și-a gestionat acea traumă emoțională. Se căsătorește și a doua, și a treia oară, și a cincea oară, după care nu mai are încredere în căsătorie. Și e foarte ușor ca cineva să spună: și uite așa am trecut de la familia de pe vremea dictatorului Ceaușescu. Da, Ceaușescu opera și el în dualism, are și aspecte pozitive și aspecte negative și nu mă feresc să o spun. Are. Bine, nu sunt ale lui, sunt ale neamului. Dar el a fost un conducător. Da? A făcut și el cât a putut. Iubire și compasiune. Dar nu vedeți ce este interesat că modelul Hristic se întâmplă cam peste tot în lume? Exact, bunii conducători din NAM, bunii conducători care au ajutat masele să evolueze, toți au sfârșit tragic, prin a fi omorâți. Parcă se repetă modelul dragului de Iisus în diferite culturi, diferite neamuri, diferite popoare. Da, e controversată. Nu știu, încă nu am o poziție legată de ceea ce s-a întâmplat. Într-adevăr, faptul că au fost uciși în ziua de Crăciun mi se pare cumplit de crud, de barbar și nedrept, și pe de altă parte există și acest discurs la nivel politic că nu s-ar fi putut termina comunismul altfel decât sângeros la noi în România. Deci undeva... De acord, fim... nu discutăm aspecte din punct de vedere istoric. Avem de discutat cel puțin 15 dimensiuni în același vector. Vectorul Ceaușescu, imagine, relații publice, economii, politic, instituțional, e mult de discutat. Putem să analizăm fenomenul dictatorial? Da, îl putem ajuta. Îl putem analiza. Dar și acolo a apărut o corupție politică prin aristocrația comunistă și aceea a fost cea care a influențat, care a fost întregită de fiecare dată de către serviciile de informații. Pentru că în orice sistem, serviciile de informații trebuie să se supraviețuiască și trebuie să-și dezvolte nevoia de supraviețuire. Când se schimbă vodă politic, nu e vorba doar în România, peste tot se întâmplă la fel. Pentru că orice conducător are nevoie de armată și de servicii. Ei, iată că în România e nevoie și de biserică. Și biserica când este pe locul 1 ca încredere, când pe locul 2. Armata la fel, când pe locul 1, când pe locul 2. Ei, asta am vrut să vă spun. Măcar până când ne revedem, hai să mergem de la primul instrument, botezul pe care îl avem, că noi suntem prin naștere iluminați și îndumnezeiți, că avem vibrația aceasta, să fim atenți la rănile emoționale și mai ales să nu mai generalizăm că dacă mie mi s-a întâmplat așa, așa va fi și în viitor. Dumneavoastră a spus, în prezent ce gândim este o karmă și karma aceasta cu potențial se numește karmă viitoare. Să intrăm în emoțiile pozitive de acum și vom constata că roadele în viitor n-au cum să nu fie decât tot pozitive. Vă mulțumesc din suflet. Am vorbit prea mult, dar poate... A fost absolut senzațional tot ceea ce ne-ați spus. Nu este prea mult. Din păcate, în această dimensiune umană suntem condiționați de spațiu și de timp. Deci, și de trup. Clar, și de trup. Deci, Pentru că trupul ne condiționează în timp și spațiu. Spiritul niciodată. Iar fizica cuantică ne arată că în fizica cuantică, prin spirit și spiritual, transcendem timpul, spațiu,
contextul. Dar credeți că are vreun conducător, vreun vodă, vreun interes ca noi să dezvoltăm comunicarea telepatică? Noi să, prin suflet și spirit, să imediat să vedem unde e adevărul? De-aia nu se predă nimic despre știința sufletului și știința absolutului. Așa este, dar uitați, putem să facem, așa cum foarte frumos ați sugerat, o serie, și dacă vreți și sprijiniți această idee, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu am să... Sper să fie bună, dar sunt comentariile sunt de tip dual. Nu avem nicio problemă, sunt atât de... chiar sunt deschisă și sunt foarte relaxată acum, am reușit în timp să fiu bucuroasă de absolut orice vine către mine de la oricine, ca să înțeleg exact și de unde vine și de ce vine către mine. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Vă invit să dați subscribe sau abonează-te canalul de YouTube Ana Maria Ducuță, like sau îmi place paginii oficiale de Facebook Ana Maria Ducuță și ne vedem și pe Instagram. Și desigur puteți să revedeți în playlistul podcastului Editura Neverland toate podcasturile de până acum. Îi mulțumesc din suflet domnului conferențiar universitar dr. Aurel Niță. Titlurile telurice, da, dar care sunt și trebuie menționate, pentru că sunt, nu pentru că v-ar hrăni vreun fel orgoliul, știu asta, tocmai de aceea mi-am și permis să vă fac acea intro.